Bună dimineața, dragii mei! Vă spun un bun venit tuturor în această dimineață la Străjerul și mă bucur că putem să fim din nou împreună, mă bucur că ne putem întâlni pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă doresc tuturor o dimineață binecuvântată, un sabat binecuvântat și harul Domnului să fie peste noi toți. Domnul ne călăuzește, Domnul ne hărăzește și ne dă tot ceea ce avem nevoie dacă dorim să fim oameni după voia Lui. Dumnezeu este deschis pentru oricare om care dorește să-L urmeze, să-L primească și să-L accepte. Totul depinde de mine și de tine, dragul meu ascultător. În această dimineață, înainte de a intra în studiul lecțiunii noastre, aduc înaintea dumneavoastră un lucru pe care Sfânta Scriptură ni-l aduce în atenție. Feriți-vă de întrebările nebune. Feriți-vă de întrebările nebune. Noi, oamenii, în aceste timpuri trebuie să ne ferim de întrebări nebune. Oamenii își pun întrebări cu privire la tot felul de lucruri pe care Dumnezeu le-a aranjat. Dar de ce? Dar pentru ce? Dar oare să fie adevărat? Dar oare este adevărat? Dar oare așa a vrut Dumnezeu? Dar oare de ce a vrut Dumnezeu așa și n-a vrut invers? Și de fiecare dată noi căutăm să aducem argumente prin întrebări nebune pe care n-ar trebui să le punem niciodată. Dumnezeu pune o întrebare fiecăruia dintre noi. Unde ați fost voi când eu am întins cerurile și pământul? Unde ați fost voi când eu am făcut Leviatanul, adică crocodilul, hipopotamul și toate cele ce a fost? Unde ați fost când eu am întins stelele, soarele și luna pe cer? Unde ați fost? Dumnezeu spune, eu pun întrebări și voi să răspundeți. De aceea, dragii mei, noi nu trebuie să ajungem la întrebări nebune. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu. În momentul când tu începi să spui întrebări nebune, deschizi o ușă lui Satana în care te poate controla, în care te poate manipula, în care te poate dirija către o direcție destul de gravă și de greșită, fără cale de întoarcere. Discutam cu cineva zilele acestea și chiar aseară discutam, înainte de a intra în transmisie, cu cineva la telefon despre problema celor care merg pe căile greșite. Și spuneam fratele respectiv, da, dar mai este timp să te întorci, să te pocăiești la Dumnezeu. Așa este. Așa este. Mai este timp, dar nu știu dacă mai poți. Problema este că Sfânta Scriptură în Evrei spune că toți aceia care au păcătuit cu voia, nu mai rămâne nicio șerfă de iertare, pentru iertarea păcatelor și nu mai este cale, nu mai este cu putință să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Adică nu că n-ar vrea Dumnezeu, dar atât de bine a ajuns să te încleștezi și să te integrezi în societatea lui Satana, încât El nu-ți va da voie de acolo. El nu-ți va deschide ochii și nu te va lăsa liber până în momentul când se va închide harul. Atunci chiar El te va dezlega și te va duce într-o direcție în care să-ți plânge amarul. De aceea noi oamenii trebuie să avem mare grijă să ne ferim de întrebări nebune, de întrebări care n-au nimic cu Dumnezeu. Dragii mei, e foarte greu să te abții de la aceste lucruri, e foarte greu să crezi în cel nevăzut, este greu să crezi că ți-a vorbit din ceruri un Dumnezeu pe care tu nu l-ai văzut niciodată. Haideți să salutăm în dimineața aceasta pe toți cei care ne-au salutat. Alina Daniela, Costel Petrovici, Ștefan Maria, Natalia Moica, Susana Solti, Ana Cazacu, Petra Palic, Geta, Veronica Gheorghe, bine ați venit cu noi în această dimineață și îi salutăm și pe ceilalți în egală măsură și mă bucur că suntem într-un număr destul de frumos. Nu vă uitați ce este trecut acolo, că sunt 14 în direct, sunt foarte mulți în direct, dumneavoastră nu vă arată, ați văzut că de multe ori v-am arătat câți am participat,
au fost de multe ori și chiar 34.000 de persoane, direct 15.000, 12.000, 7.000, 8.000. Acolo aia efectiv, fiindcă Facebook-ul vrea să descurajeze prezentările și transmisiile în direct, să zică, băi, dar stai puțin, doar 14 sau 15 sau 16 persoane se uită în direct, nu se poate, nu-l ascultă nimeni. Care nu sunt împotriva lor și nu vorbesc ceea ce nu le convine lor sau le convine lor, atunci sunt liberi ca să vorbească și au foarte multe vizualizări puse în direct. Rodica Leonte, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragul meu, ferește-te de întrebări nebune. Întrebările nebune nu duc la mântuire. Întrebările nebune nu te ajută să mergi pe calea cea dreaptă pe care Dumnezeu te cheamă să o urmezi. Noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Este mai ferice de cei de ei decât de cei care au văzut. Noi trebuie să avem o experiență personală cu Dumnezeu în care să se vadă mâna lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu la lucru în viața noastră. Să nu așteptăm doar de dragul acela de a vede, fiindcă vederea n-aduce multă stabilitate. Minunile care sunt la vedere, orice minune ține 3 zile, apoi se uită. Dar experiența personală și trăită prin viața ta cu Dumnezeu nu te va face să uiți aceste lucruri an de an. Și peste ani și peste veacuri se va aduce aminte de această experiență. De aceea noi nu trebuie să punem întrebări nebune, să ne ferim de ele, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Dacă Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, Dumnezeu, cineva pune în dimineața aceasta o întrebare nebună și spune, dar de ce în biserica noastră adventistă copiilor nu li se servește la cină o bucată de pâine și un păhărel de must? Păi dacă Dumnezeu a hotărât să nu se servească lucrul acesta, păi da, dar stai puțin, că în vechiul Israel participau la masa Domnului chiar și copii. Chiar și copii. Dar eu n-am citit lucrul acesta. Spune că fiecare familie să se adune și să mănânce. Dacă nu poate, să se unească cu vecinul. N-am auzit vorbindu-se de copii. Se poate să fi mâncat și copii. Dar dacă Domnul a rânduit ca la cina Domnului, după ce se primește binecuvântarea, copiilor să nu li se servească așa ceva. Dacă va rămâne din mustul binecuvântat, să nu se dea la nimeni și să nu servească nimeni din el și să ia să se verse la rădăcina unui pom fructifer, nu la orice pom. Pâinea care rămâne sub binecuvântare, Bălău Vasile, bine ați venit cu noi în această dimineață, pâinea care rămâne sub binecuvântare, ea nu trebuie mâncată și trebuie arsă în foc. Și mai spune Dumnezeu un singur lucru. Căci copiii care sunt în casa lui Dumnezeu, copiii noștri, atunci când se servește cina, trebuie învățați că simbolurile sunt simboluri sfinte și sacre. Dacă ei vor fi credincioși lui Dumnezeu și vor încheia legământ cu Dumnezeu, când vor ajunge la maturitate de a înțelege cuvântul, adevărul Dumnezeu și se vor boteza și vor încheia legământ cu Dumnezeu, vor servi și ei lucrul acesta. Mamele și tații sunt sfătuiți, sunt învățați și îndrumați de Dumnezeu că atunci când se servește cina, să nu aducă de acasă pâine sau must, să le dea copiilor între timp ce se servește cina, fiindcă este un păcat, fiindcă copiii când vor crește mai mari nu vor avea niciun respect, nu vor înțelege că acele simboluri sunt simboluri sfinte care au însemnătate și o valoare enormă pentru noi și pentru ei. Înțelegeți dumneavoastră? De aceea trebuie să facem lucrul acesta. Daniel Duță, Ana Novelii, pacea Domnului. Ana Novelii zice, de ce ziceți mulți? Domnul Iisus a băut vin. Eu așa am înțeles. Ana Novelii, vinul are două componente. Vin alcoolic și vin nealcoolic. Dar noi îl numim must ca să se înțeleagă. Una la mână. Sfânta Scriptură spune un singur lucru și zice așa. Să îndepărtați aluatul din casele voastre. În timpul de sărbătoare, în timpurile în care voi pregătiți aceste lucruri, în cinstea Domnului, Zenobia Cotea, pacea Domnului,
să nu se găsească aluată în casele voastre. Spune Domnul Iisus Hristos că El n-a avut nicio amestecătură și nicio încurcătură cu păcatul. Cu păcatul. Și spune că mustul reprezintă sângele Domnului Iisus Hristos, care sângele Domnului Iisus Hristos în el, în viața lui, nu s-a găsit păcat. Domnul Iisus Hristos nu a băut vin, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu spune un singur lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos este înainte de Avram, dacă Domnul Iisus Hristos a dat cele 10 porunci, dacă Domnul Iisus Hristos a fost Dumnezeul poporului Israel și cuvântul Sfintelor Scripturi spune așa: vai de cei ce adaugă băutura la sete, vai de cei ce se uită la vinul care face mărgăritare în pahar, vai de cei ce va da să bea altora și vai de cei ce va torna în pahar altora să bea. N-are cum Dumnezeu să bea vin, n-are cum Dumnezeu să se contrazică pe El însuși în ceea ce spune. N-are cum. Eu unul am băut foarte mult. Nu pot să spun că am fost un bețivan notoriu, dar nici un sfânt nu am fost. Eu știu ce înseamnă alcoolul. Eu știu ce înseamnă alcoolul, dragii mei. Eu unul am fost care am băut foarte mult la viața mea. Un 10-12 ani am băut. Beam și puțin, beam și mult. Și vreau să vă spun, alcoolul, fie în cantitate mare, fie în cantitate mică, produce o schimbare și o transformare a sistemului nervos. Umblă în sistemul nostru de gândire, în sistemul nostru emoțional. Domnul Iisus Hristos n-are cum să bea așa ceva. Eu, de exemplu, pot să beau vin nefermentat. Nu neapărat să beau vin cu alcool. Elena Botezată, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Romeo Moldovan, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Avem aici, aceasta sunt pentru cei de lapte, vrem bucate tari. Bălău Vasile, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, n-are cum, fiindcă Sfânta Scriptură explică destul de clar ce poate. De exemplu, dacă vă uitați, toți care au băut alcool, fie împărați, fie oamenii lui Dumnezeu, toți au dat greș. Irod a băut, s-a veselit, s-a stricat. Împăratul Babilonului a băut, s-a veselit, s-a stricat, medoperi și l-au cucerit. Împărații lui Dumnezeu au băut vin și s-au stricat înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care trebuia să fie credincioși lui Dumnezeu s-au îmbătat și au făcut. Avem pe noi, avem pe Lot, avem pe toți care au băut băuturi și au făcut lucrurile. Deci Dumnezeu nu cred că a băut. Înțelegeți, noastră. Ana Notere spune că când luăm cina cu cel om, cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să fie vin nefermentat, pe care noi îl numim must. Noi oamenii îl împărțim în două categorii. Dacă stăm să ne gândim, mustul este doar acela proaspăt care este stors din struguri. Pe când vinul poate să aibă două categorii de vinuri pe care noi le putem bea. Vinul este mustul conservat, fiert sau pregătit, cum se face acum, se pasteurizează flash, sau mustul care trebuie lăsat să fermenteze și să conțină alcool. Sunt două categorii de vinuri pe care noi putem să le bem. Eu v-am spus, eu am băut mult. Și dacă vă spun în dimineața aceasta cât am băut, poate unii o să ziceți, bă, dar nu e regulă. De multe ori mă așezam la masă.
și ca să mă apuc de băut, luam o jumătate de kilogram de țuică, mă clăteam pe gură și apoi mă apucam de băut. Așa eram cu prietenii, până nu l-a cunoaște pe Dumnezeu. În momentul când l-am cunoscut pe Dumnezeu, am înțeles că lucrurile acestea nu sunt pentru noi. Cine crede că un pahar de vin nu-i face nimic, se înșală. Eu vreau să vă spun că după 20 de ani de zile, cineva s-a dus și a cumpărat băutură, bere fără alcool. Și mi-a adus și mie. Eu nu știu dacă a făcut-o din greșeală, dar eu cred că a făcut-o intenționată și eu nu m-am uitat. Zice, uite, am cumpărat bere fără alcool la toți. Și mie mi-a dat o bere și eu n-am văzut. Dar eu nu mai servesc bere. Mie așa ceva nu-mi trebuie. De ani de zile n-am nevoie de ea. Și mi-a dat-o și eu. Am luat și am băut jumătate din ea după 20 de ani de zile. Și după ce am băut jumătate din ea, când m-am uitat, am văzut că ceva se întâmplă, mă ia amețeala. Din jumătate de bere, dragii mei, am rămas țapă în pe scaun aproape o oră și ceva, nu mai mai putea ridica de acolo. Eu care am băut la viața mea, eu dintr-o jumătate de bere din aia mică, lata din aia de aluminiu, m-am îmbătat și m-am făcut criță. M-am îmbătat și m-am făcut criță de nu mă puteam mișca de acolo. Sandra Făner, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragii mei, noi trebuie să avem grijă să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să facem ce este drept. Haideți în dimineața aceasta să ne rugăm. Să ne rugăm și să intrăm în studiul lecțiunii noastre în această dimineață să vedem ce mai are Dumnezeu să ne spună. Să ne ferim de întrebări nebune, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu toată ființa mea. Mai trebuie să mă și pocăiesc cu toată inima mea, cu toată ființa mea și cu tot cugetul meu. Trebuie neapărat să mă pocăiesc și fiecare dintre noi să ne pocăim înainte de Dumnezeu cât încă nu este prea târziu. Mă voi pleca pe genunchi și dumneavoastră să mă însoțiți în rugăciune. Bunule Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta la picioarele Tale în această dimineață să-ți mulțumim din toată inima că ești Dumnezeul și Mântuitorul nostru, că te-ai îngrijit de nevoile și de problemele noastre. Să-ți mulțumim că ne-ai trezit cu bine la zorii zilei, în sabatul Tău cel sfânt. Ajută ca sabatul să fie o desfătare și o bucurie pentru noi. Am intrat în odihna de sabat, dar ajută-ne să intrăm în odihna spirituală, să avem părtășie comună cu Tine și de sfântă părtășie și bucurie. Te rugăm să ne ierți dacă te-am întristat, să ne curățești prin sânge și mete Domnul sus, să schimbi viața noastră, caracterul nostru, atitudinile noastre și întrebările noastre să fie întrebări după voia Ta, care ne aduc un folos pentru mântuirea și salvarea noastră. Te rugăm pentru lista de rugăciune, ca să intervii în viața acestor suflete după voia Ta și să le călăuzești pentru mântuirea și salvare, să rezolvi problemele și nevoile lor. Te rugăm pentru planurile noastre misionare, să le aducem la îndeplinire și să ne implicăm cu toată inima în ele, după voia Ta. Te rugăm pentru cuvântul Tău din această dimineață să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt pe care te rog să ne-l dai și în prezentare și în ascultare ca să-L înțelegem și să-L aplicăm în viața noastră. În numele Domnului Iisus am cerut acestea, fii cu noi pe mai departe. Amin. Constantin Cristea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Constantina Cristea spune că Dumnezeu este ortodox. Dumnezeu nu este niciun ortodox. Constantina Cristea, văd că n-ai bun simț și n-ai nici rușine. Data trecută te-am trecut cu vederea. De data aceasta te voi bloca fără drept de revenire. Păi dacă duminica n-a fost niciodată, adu Constantina Cristea că duminica a fost ziua șaptea și va rămâne ziua șaptea. Eu îți arăt din analogiile istorice și ale timpului că Gabriel Tăbăcaru, bine ați venit, Marcica Frunză, bine ați venit cu noi. Eu îți arăt din analogiile timpului și ale istoriei că ziua șaptea a fost sâmbăta. Sfânta Scriptură spune că sâmbăta nu spune nicăieri. Dacă ai fi o femeie sau bărbat, nu știu ce ești, că de multe ori vă masca sub anumite nume, dacă ai fi cu bun simț,
cu atitudine precară, omenească, măcar un bun simț uman, dacă ai avea, nu ai vorbi în felul acesta. Nu ai vorbi în felul acesta. Ați văzut dumneavoastră să vorbesc eu la adresa ortodoxilor că sunt niște bandiți, că sunt niște mincinoși, că sunt niște tâlhari? Nu am vorbit așa ceva. Grigore Tomoiadă, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci nu am vorbit așa ceva. Asta dă dovadă de lipsă de educație, de bun simț, de 7 ani de acasă pe care nici eu n-am avut cei 7 ani de acasă. Eu v-am spus, eu provin dintr-o familie de oameni mari. Oameni cu nume, generali, oameni pregătiți, oameni cu toate astea, dar am rămas de la vârsta de 8 ani fără mamă și fără tată. Fiindcă părinții mei s-au despărțit, fiecare a plecat unde a vrut, m-a crescut o bunică. Mulțumesc Dumnezeu că binecuvântarea ca să rămân în societate a fost că Dumnezeu a ținut pe bunica aceasta, fie bună, fie rea, m-a ținut cu ea, fiindcă pe sora mea au dat-o la casa de copii și sora mea a ajuns într-o stare deplorabilă în care a și murit. Și nu am avut o educație de 7 ani de acasă, fiindcă n-am avut de la cine să o privesc, nici de la bunica mea, că a fost o femeie foarte așa, în fine, nu o judec, îi mulțumesc Dumnezeu că prin ea am putut să rămân într-o societate. Și a trebuit să învăț. Aveam o mătușă din partea tatălui meu, din partea mamei mele, după fratele lui mama, și spune așa: o vorbă dulce mult aduce, capul pe casă, abia nu-l taie. Unde te duci? Dă sărumâna, dă bună ziua. Pe unde ți se vorba rea, gândește-te mai bine să-ți iese o vorbă bună și să ai o atitudine și un comportament cum se cade. La aceasta ne-a învățat Dumnezeu. Aceasta ne-a învățat Dumnezeu, aceasta învățăm măcar să fim niște oameni de caracter dacă nu dorim cu Dumnezeu. Și mai ales să spui că eu sunt credincios, că eu sunt cu tare, că ortodoxia, că adventismul, că baptistul, că nu știu ce cu tare este, dar în gura ta sunt numai turme de mizerii. În fine, dragii mei, vreau să vă reamintesc în această dimineață că și proiectul nostru pentru tipărirea de tragedia veacurilor și Biblia rămâne deschis pentru toți aceia care doresc să se implice. Vrem să finalizăm acest proiect, vrem să tipărim în cantități destul de bune. Eu mă rog lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, le mulțumesc tuturor pe această cale care s-au implicat săptămâna aceasta în lucrarea lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu și vă rog să vă rugați, să postiți, să-i cereți Dumnezeu, să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, să ne implicăm cu toții. Este timpul când putem să facem lucrare, este timpul când încă mai avem bani lichizi, e timpul când putem să mai facem ceva pentru Dumnezeu, căci vor veni timpuri în care nu vom putea să facem nimic. Poate de multe ori nu o să avem bani să cumpărăm o bucată de pâine pentru timpurile acestea care vin. Noi trebuie să le pregătim. El ne ia încetul, încetul prin surprindere, încât ne învățăm ca și broasca care pui într-o apă rece și o fierbi încetul, încetul și ea va muri opărită încât nu-și va da seama, se învață cu apa. De aceea, toți cei care doriți, rugați-vă, postiți, cereți-i lui Dumnezeu, implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu, haideți cu toții să ne implicăm, dragii mei, și să facem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și ceea ce este drept. Aveți numărul meu de telefon, mă puteți contacta și cu toții să ne putem implica în lucrarea lui Dumnezeu. În această dimineață, dragii mei, vom merge la al doilea studiu al lecțiunii noastre, care acest trimestru este un trimestru doar pentru daruri și zecimi. Cineva spunea, domnule, lucrurile acestea s-au mai repetat. E adevărat că s-au mai repetat. Problema este alta, că nu a fost 3 luni de zile un studiu atât de mare pentru daruri și zecimi. Cineva spunea de curând, dar stai puțin că nu vorbește numai despre zecimi, vorbește despre legământul lui Dumnezeu cu noi, vorbește despre partea din familia lui Dumnezeu și tot felul de lucruri, acești mai neînsemnați frații mei, dar uitați-vă că fiecare lucru duce în direcția banilor, nu duce în direcția celălaltă. Eu am spus și am susținut de fiecare dată că zecimile lui Dumnezeu trebuie date, noi nu trebuie să ne atingem de ele.
Dar dacă zecimile lui Dumnezeu nu sunt folosite și distribuite în scopul pe care îl cere Dumnezeu, spune că noi trebuie să știm lucrul acesta, vom fi vinovați înaintea lui Dumnezeu, fiindcă noi am zis că nu e treaba noastră. Nu-i treaba noastră. Lasă, domnule, le-am dat acolo, ei fac ce vor, ei sunt responsabili, eu m-am făcut datoria. Este ca și când ai luat zecimea lui Dumnezeu, domnule, eu n-am nicio treabă. I-am dat-o la un bețivan, a luat-o și a băut-o. Sau, de exemplu, vreau să ajut pe cineva care el este bețivan și eu îi duc pe fiecare zi bani și el se servește cu băutură, cu țigări și așa mai departe. Nu-i nicio problemă, eu mi-am făcut datoria că el este sărac, este amărât, el nu are judecat atâta. Păi el nu are, dar tu ai. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin profetul său că unii dintre ei și-au pierdut încrederea în cei care administrau și gestionau darurile și zecimile lui Dumnezeu. Și atunci ea a primit aceste daruri și zecimi din mâna lor și le-a folosit în lucrarea de misiune, acolo unde erau misionari și lucrătorii și slujitorii lui Dumnezeu săraci, care nu aveau de niciunele. Unii dintre conducători s-au ridicat împotriva ei și zice, da, dar vezi că ai luat din tezaurul lui Dumnezeu și un păcat și așa mai departe. Vedeți-vă de treabă, n-am luat din zecimea, din tezaurul lui Dumnezeu și acestea le-am primit de la cei ce și-au pierdut încrederea în voi că voi nu v-ați făcut datoria. Ar fi mai bine să lăsați lucrurile așa, că este bine așa. Și atâta timp cât Dumnezeu m-a învățat lucrul acesta, ca zecimea mea, spune profetul lui Dumnezeu, să o iau și să o dau și să o folosesc în scopurile pe care Dumnezeu crede că este mai bine. Același lucru trebuie făcut și în zilele acestea. Fiindcă zilele acestea sunt plătiți din zecim, sunt plătiți din darul, dar nu se face lucrarea lui Dumnezeu. Nu este nicio lucrare a lui Dumnezeu așa cum trebuie. Sunt frânturi, sunt lucruri care nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu zice să fiți înțelepți. Studiați. Studiați. Cum am spus la început că noi trebuie să ne ferim de întrebări nebune, Dumnezeu spune, aveți o conștiință și niște adevăruri pe care ar trebui să le studiați. Dacă noi nu studiem, dacă noi nu ne pregătim, dacă noi nu punem deoparte timp pentru a înțelege Sfintele Scripturi, dacă noi nu luăm Spiritul Profetei și Mărturile în care să studiem, să cunoaștem adevărul, să devenim liberi, aseară spuneam că mulți vor vrea să devină liberi, dar nu vor deveni niciodată. Fiindcă tu nu poți să fii liber atâta timp cât tu trăiești, mă scuzați că mai am probleme, mai câteodată mai picură strașina casei. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că tu nu poți să devii liber atâta timp cât nu cunoști adevărul sau nu vrei să cunoști adevărul. Noi de multe ori vrem să devenim liberi fără să depunem un efort, dar n-ai cum să devii liber dacă tu nu depui un efort. Dacă altceva nu este contrar a ceea ce te ține captiv și te ține rob, tu nu vei putea să devii liber. Dobringelu, bine ați venit cu noi în această dimineață. De aceea noi, dragii mei, trebuie să devenim liberi prin cunoașterea adevărului, prin însușirea și trăirea adevărului în viața noastră. Fiindcă dacă noi nu vom face lucrul acesta, noi nu vom putea să devenim liberi. Și în momentul când nouă ni se spune, doi, uite, trebuie să faci așa, așa ni s-a spus, așa rămâne. Noi trebuie să cercetăm Scripturile. Domnul Iisus Hristos era Dumnezeul Cerului. El niciodată n-a pretins ca oamenii trebuie să asculte orbește de El. Tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos și îi spune, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Păi uite, trebuie să păzești porunce, trebuie să faci asta, trebuie să... Păi da, dar uite, care e cu tare, așa și așa mai departe. Dar Domnul Iisus Hristos nu i-a spus, păi uite, fă ce spun eu și cum zic eu acum. Nu. Și Domnul Iisus Hristos spune așa, cum citești în lege? Cum citești în Scripturi? Păi uite, citesc așa, cum scrie acolo, cum citești tu acolo când... cum scrie când citești? Păi uite, asta... E, atunci du-te și fă cum scrie acolo. Deci Dumnezeu ne-a dat un exemplu și ne-l-a arătat, dragii mei, că noi nu trebuie să fim orbi în ascultare. Și noi trebuie să studiem. Când cineva spune ceva, ia și studiază. Cineva mă sună ieri și mă întreabă, frate Liviule, dar dumneata unde dai zecimea? Ce mă înveți să fac cu zecimea? Eu nu te învăț să faci nimic. Tu trebuie să te rogi. Tu trebuie să fii
independent în hotărârile tale față de oricine altcineva de pe pământul acesta. Da, dar tu ce faci cu ea? Eu ce fac? Uite ce fac cu ea. O folosesc în lucrarea lui Dumnezeu, o trimit la cei care lucrează pentru Dumnezeu, darurile și toate acestea le folosim pentru tipărire de cărți, pentru lucrare, pentru ajutarea Evangheliei, da. Că dacă cineva ți-a trimis o dată, zice, da, mi-a trimis. Păi da, dacă află, dar nu mă interesează pe mine dacă află alții sau altcineva și așa mai departe. Fiindcă Sfânta Scriptură și mai ales manualul bisericii, de pe care de multe ori mulți dintre noi mergem pe o cale greșită și spunem, domnule, dacă nu dai zecim, noi trebuie să te excludem. Nu e adevărat. Manualul bisericii și Sfânta Scriptură spune că nimeni nu trebuie să fie exclus și tras la răspundere pentru că nu și-a dat darurile și zecimile în biserică. Dumnezeu nu spune că tu vei fi judecat, doar că vei fi lipsit de binecuvântarea lui Dumnezeu, că tu ești un hoț, că tu ești așa, dar Dumnezeu nu a exclus pe nimeni. Fiecare trebuie să se gândească, fiecare trebuie să se revizuiască, fiecare trebuie să aibă o atitudine pozitivă față de Dumnezeu. Dar noi ajungem de multe ori să facem de lucrul acesta o cale și o metodă de stoarcere, de control al minții, de control emoțional și spiritual în dreptul unora. Fiecare trebuie să facă ceea ce îl îndeamnă Dumnezeu dacă studiază, se pregătește și are experiență cu Dumnezeu, dacă aude glasul Dumnezeu că vorbește, dacă aude chemarea lui Dumnezeu. Vandana Nicu, bine ați venit cu noi în această dimineață. Noi trebuie, dragii mei, să fim atenți de fiecare dată la glasul lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce spune astăzi legământul lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu dăruiește întotdeauna și asupra cui sunt revărsate darurile sale, asupra celor care au caracter fără pată. Înțelegeți dumneavoastră? Aici este pus un semn al întrebării. Fiindcă Dumnezeu spune că își revarsă binecuvântările sale pentru moment și peste buni și peste răi. Nu doar acelora care au caractere fără pată. El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepti. În ciuda păcătoșeniei naturii umane, în ciuda faptului că noi întristăm atât de des inima Domnului Hristos și ne dovedim atât de nevrednici când cerem iertarea sa, El nu ne respinge. Dragostea sa ne este dată fără plată și El ne poruncește și nouă să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, Mărturii, volumul 6, la pagina 284. Deci Dumnezeu revarsă binecuvântare și peste buni și peste cei răi. Domnul Iisus a vindecat leproși. Dar din cei pe care i-a vindecat, doar unul singur s-a întors și a mulțumit. Doar unul singur s-a întors și a fost recunoscător la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Dumnezeu revarsă binecuvântare și pentru buni și pentru răi, și peste unii și peste ceilalți. Unii dintre ei vor fi recunoscători din binecuvântarea pe care o revarsă Dumnezeu peste ei și vor da zecimi și daruri pentru scopul și pentru cauza lucrării lui Dumnezeu. De aceea noi nu trebuie să reținem dreptul lui Dumnezeu. De aceea, de câte ori Dumnezeu ne cheamă ca să ne implicăm într-o lucrare, ca să fim activi, ca să depunem darurile noastre, ca să participăm la înaintarea lucrării lui Dumnezeu, Dumnezeu zice că noi trebuie să fim cu luarea minte, noi trebuie să fim cei care ne implicăm în mod direct în această lucrare, fiindcă Dumnezeu se simte ofensat și dezonorat prin acțiunile noastre de neimplicare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, de multe ori, unii dintre noi, când se face o construcție de biserică sau anumite lucruri, zice, uite, trebuie să plătim să facem lucrul acesta. Într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu spune că cei care nu pot să facă, dar este
cel mai bine, spune Dumnezeu, ca să ne implicăm și noi personal. Să ne implicăm personal în această lucrare pe care Dumnezeu o cere. De aceea Dumnezeu, la toate proiectele, când se făcea un poporul Israel la timpul acela, la construirea templului, la strângerea pentru lucrurile de argint, de aramă, de aur, fierul care era întrebuința, lemnul care era, toate acestea era nevoie ca să le cumpere și să le pregătească. Dumnezeu îi zice lui Moise la prima facere a cortului întâlnirii, zice, anunță în popor și toți aceia cu cei care au tragere de inimă și vor să participe, să aducă un dar înaintea Dumnezeu. Și Moise a făcut anunțul în mijlocul poporului și spune, avem nevoie de materii vopsite, în albastru, avem nevoie de piei, avem nevoie de aur, de argint, de lemn, de tot felul de lucruri. Avem nevoie de oameni pricepuți care să lucreze la gherghef materiile acelea și pânzele acelea care se făcea perdeaua dintre Sfânta și Sfânta Sfintelor și cortul întâlnirii, gardul care era depus în jur, chivotul legământului acolo, altarul tămâierii și așa mai departe, darurile care trebuia să fie pentru arderea de tot și de punere înainte, unde lemnul care trebuia pus în sfeșnic care trebuia să ardă neîncetat, aprins de focul lui Dumnezeu, trebuia făcut de oameni special și într-o manieră deosebită de celelalte și oamenii dăruiau. La un moment dat spune că sunt prea multe și spune anunțați în popor să nu mai aducă, fiindcă deja s-au dăruit mai mult decât trebuie. Deci, dragii mei, când vom ajunge noi oare să dăruim pentru Dumnezeu și lucrarea Dumnezeu și să lucrăm pentru Dumnezeu atât încât să spună Dumnezeu că este prea mult, este de ajuns și noi trebuie să ne oprim. Dar, cu părere de rău, spun că de multe ori nu dăruim nici puțin pentru a face ceva pentru lucrarea Dumnezeu. Suntem foarte puțin mulțumitori de multe ori în ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Noi vrem să fim noi mântuiți și atât, de restul nu ne mai interesează. Dumnezeu a plătit un preț, a lăsat cerul, bogăția, averea, onoarea îngerilor, închinarea îngerilor, serafimilor, lumilor necăsite în păcat. A părăsit cerul, s-a făcut sărac pentru noi, a coborât pe pământul acesta, a suferit și a suportat ceea ce noi n-am fi suportat niciodată, la câte a îndurat El pentru noi. Și a dat totul pentru noi. Noi de multe ori vrem doar noi și atât. Încolo nu ne interesează nici pentru cei din jurul nostru, nici pentru, de multe ori nici pentru familiile noastre nu ne interesează. Și Dumnezeu spune că este un păcat dacă noi facem lucrul acesta. Pentru moment Dumnezeu nu zice nimic, dar fiecare într-o bună zi va fi judecat. Și spune aici, în timp ce mulțimile urmau pe câmpiile întinse, Domnul Hristos le descoperea frumusețile lumii naturale. Căuta să deschidă ochii, minții oamenilor, ca ei să poată vedea cum mâna lui Dumnezeu susține lumea aceasta. Noi oamenii trebuie să deschidem ochii, să vedem și să înțelegem că tot ceea ce este și tot ceea ce se susține este doar prin susținerea mâinii lui Dumnezeu. Viața noastră este doar datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu este generatorul de viață care se lăsuiește în noi. Dacă generatorul acesta și-ar opri transmisia de curent, de viață, de la el către noi, la fel ca și becul care îl avem, s-ar opri. Becul nu are nicio valoare dacă nu are curent să producă lumină. Omul, dacă n-ar avea curent și sursa de viață, n-ar avea nicio valoare fără viață. Ce valoare are un mort? N-are nimica. Pute, miroase urât, îl mănâncă gângănile, putrezește și devine țărână. Ce valoare are omul când este mort? Un schelet care ți-e frică de el. Alin Buzatu, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragii mei, omul fără Dumnezeu nu are nicio valoare ca și becul, ca și orice alt lucru. Dacă ai o mașină în curte și n-ai benzină, pentru ea nu are nicio valoare.
Ea nu va buzăi, nu va face nimic, nu va avea viață. Omul fără Dumnezeu nu are nimica. De aceea noi trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu prin darul și zecim, pentru că El ne ține cu viață, El se ocupă de noi. Noi trebuie să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu de fiecare dată. Când Dumnezeu ne aduce nouă fericire și Dumnezeu vrea ca prin noi să aducă și altora fericire la viața veșnică și la mântuirea pe care Dumnezeu o pune în dar. Când Dumnezeu a făcut sacrificii pentru noi, care cunoaștem, acelea sacrificii Dumnezeu le face și pentru ceilalți, dar vrea să le facă prin noi, ca noi să fim părtași ai lucrării și a planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a adus la existență. Și spune că pentru ca ascultătorii să aprecieze bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, El le atrăgea atenția la roa delicată, la picurarea liniștită a ploii și la lumina strălucitoare a soarelui, care erau date deopotrivă și celor buni și celor răi. El dorea ca oamenii să înțeleagă mai bine grija pe care Dumnezeu o are față de ființele omenești create de El, Hristos, lumina lumii. Deci noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Noi trebuie să ne deschidem inima către Dumnezeu. Prin păzirea poruncilor sale, Dumnezeu este onorat și glorificat în aleșii Săi. De aceea fiecare suflet căruia Dumnezeu i-a dat facultăți intelectuale are obligația față de Dumnezeu să cerceteze cuvântul, să se convingă de tot ce ni se cere. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Că Dumnezeu, prin păzirea poruncilor sale, este onorat și glorificat de aleșii Săi. De aceea fiecărui suflet, Dumnezeu i-a dat facultăți intelectuale, are obligația față de Dumnezeu să cerceteze cuvântul, să se convingă de tot ce ni se cere. Pentru că noi suntem proprietatea răscumpărată. Ar trebui să căutăm să înțelegem tot ceea ce este cerut în cuvânt. Noi putem să-L onorăm cel mai bine pe Dumnezeu căruia îi aparținem prin faptul că ne-a creat și ne-a răscumpărat dând mărturie înaintea ființelor cerești și înaintea lumilor necăzute și oamenilor căzuți că ascultăm în mod sârguincios de toate poruncile care sunt legile după care este guvernată împărăția lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să cercetăm. Noi trebuie să cunoaștem. Noi trebuie să cunoaștem, dragii mei. Dacă nu vom avea o cunoștință clară după voia lui Dumnezeu, noi nu vom putea niciodată să înțelegem planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să studiem sârguincios ca să putem obține o bună cunoaștere a legilor lui Dumnezeu, a adevărului lui Dumnezeu, pentru ca noi să devenim liberi. Noi nu vom putea să înțelegem niciodată că predică Liviu. Că Liviu ne prezintă școala de sabat. Că să vezi, domne, îmi spunea cineva, zice, dar tu o prezint cel mai bine dintre toți. Nu e adevărat. Sunt alții mai buni ca mine. Eu nu sunt bun, eu prezint cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu sunt cel ce prezint cel mai bine. Eu prezint cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L cercetăm. Noi nu trebuie să rămânem la ceea ce îmi spune altul, fără să avem o cunoștință clară despre ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Fiindcă tu poți să percepi adevărul lui Dumnezeu prin prisma mea. Dar Dumnezeu ne va întreba ce crezi tu personal. Care este părerea ta personală? Și o părere personală se învață doar printr-o practică și o cunoștință personală. Da, dragii mei? Nu prin ceea ce spune altul. Noi nu trebuie să fugim de această responsabilitate. Această responsabilitate ne-a lăsat-o Dumnezeu că noi trebuie să studiem. Să studiem sârguincios, să obținem o bună cunoaștere a legilor Dumnezeu. Cum putem noi să fim supuși ascultători dacă nu reușim să pricepem legile care guvernează împărăția lui Dumnezeu? Noi nu putem să fim ascultători, noi nu putem să fim supuși, noi nu putem să obținem o bună cunoaștere a legii lui Dumnezeu dacă nu studiem sârguincios. Frate, dar ce să fac cu zecimea? Dar ce să fac cu darurile? Păi pe mine mă întrebi. Întreabă-L pe Dumnezeu.
Dumnezeu ți-e stăpân, Dumnezeu este dătătorul binecuvântărilor, Dumnezeu este cel care te călăuzește, Dumnezeu este cel care îți dă viață, căci fără El n-ai trăi. Binecuvântarea se varsă peste tine, fie că ești bun, fie că ești rău. Tu trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu, nu pe mine. Dumnezeu să fie cel care îți conduce pașii pe drumul cel bun. Eu sunt un simplu om. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu spune că noi trebuie să-i dăm ceea ce este dreptul Lui. Clar, când te duci la bancă și împrumuți bani, tu te angajezi că tu vei da bani înapoi cu dobândă. Dumnezeu nu cere să-i dai dobândă, să-i dai și banii și dobânda. Dumnezeu spune, uite, îți dau 10 părți. Nu vreau să-mi înapoiesc tot și dobândă după ce îți faci treburile. Dar dăm și mie a 10-a parte. Eu n-am nevoie de ea, spune Dumnezeu. Dar eu vreau ca această 10-a parte și darurile pe care le pui pe deasupra să ajungă pentru salvarea altora. Pentru mântuirea altora. Să nu devenim egoiști, să nu devenim zgârciți, să nu devenim lacomi. Fiindcă în momentul când devii zgârcit, când devii lacom, când devii nepăsător, atunci apare răutatea, invidia, apare omul ca să comită, apare crima, vorbirea de rău, indiferența. Dar în momentul când îți deschizi mâna față de Dumnezeu și față de semeni, în momentul acela, lucrurile de răutate, invidie, crimă, dușmănie și așa mai departe, vorbire de rău, nu își găsesc locul. Când dăruiești, nu vorbești. Când ești zgârcit, vorbești. Uitați-vă că unii care nu dau zecim și daruri, ei sunt cei mai înverșunați dușmani a adevărului și a lui Dumnezeu și a celor care lucrează pentru Dumnezeu. Cine critică cel mai mult? Cel care nu dă. Mi-aduc aminte la biserică că se strângeau anumite fonduri și anumite lucruri pentru, sau se făcea o adunare administrativă pentru facerea anumitor lucruri care trebuiau executate a lucrărilor în biserică și unii nu vreau. Ăia erau cei mai mari împotrivitori, cei mai dușmani, cei mai cu ceartă, cei mai cu tot felul de lucruri. De la ei plecau de fiecare dată toate problemele care nu puteau să ajungă la un sfârșit fericit. Ei se ridicau de fiecare dată, ei de fiecare dată găseau nod în papură, același lucru se întâmplă și astăzi. Sunt oameni care dăruiesc în lucrarea lui Dumnezeu, mă uit de fiecare dată, oameni simpli care niciodată n-au nimic de zis. Sunt unii care nu dăruiesc în lucrarea lui Dumnezeu, că ești hoț, că furi banii, că mănânci banii, că faci aia, că ești așa, că ești nu știu ce, că tu nu ai folosit așa. Ei de fiecare dată au ceva. Dom'le, când este un motiv bine întemeiat și serios, nu-i nicio problemă, poți să-l vorbești, poți să-l aduci public, poți să-l... Dar nu să vorbești ca un om nebun. Un om fără gândire și fără judecată, care pe tine nu te interesează niciodată ceea ce trebuie să faci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe tine nu te costă niciun sacrificiu, pentru tine nu e nicio durere în inima ta, pentru tine nimic, de fiecare dată, taca, 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 am un prieten care vorbesc cu el de fiecare dată la telefon și zice... Trebuie să lucrăm în via lui Dumnezeu. Trebuie să lăsăm case, să lăsăm tot și să facem. Du-te în lucrarea lui Dumnezeu. Zi, mă, fă și tu măcar pe jumătate ce fac eu. Eu nu zic nimic. A, că trebuie să stai decât stai în scaun și predici cuvântul lui Dumnezeu. Vino și tu și stai în scaun, stă în fața studioului, stă în fața reflectoarelor care îți bate și mai ales la școala de sabat, două ore și ceva în ochi. De te tâmpește, vorbești singur ca un nebun în fața unei camere. Și multe alte lucruri. Și pune mâna și studiază, pune mâna și pregătește-te, pune mâna și fă studiu, pune mâna și fă o prezentare, o predică care durează de multe ori, câte una dintre ele durează și câte două, trei săptămâni de zile. Poate o lună.
ca să faci o prezentare și trebuie să te scoți noaptea de vreme, dimineața de vreme, la 4, la 5, sau seara să te culci târziu, sau când ai timpul liber, te așezi în pas și te pui iar pe studiu și iar studiezi și iar pregătești și iar ui de la capăt ca să nu, să vezi dacă să nu pui ceva care să vină contrar voinței lui Dumnezeu. Sau apoi când să tipărești cărțile, cum le spuneam la alții și v-am spus și dumneavoastră de multe ori, că de multe ori poate dăruim un ban pentru lucrarea Dumnezeu, dar ia de aici, pune mâna, du-te de fiecare dată, ba la poștă, du-te la bancă, ba de multe ori când ți-i bagă în cont, trebuie să te duci să-i scoți, de acolo trebuie să te duci să pleci, să faci o zi, două, trei zile, trei nopți, ia-le dintr-o parte, du-le, nedormit, frig, am fost de data asta când am fost plecat după cărți, într-o mașină fără căldură, frig, am înghețat de frig, ne-a durut capul, oasele, mâinile, închieturile, nu ne mai putea de frig. Banii s-a spart țeava la mașină, baierea să ne răstornăm prin munți pe gheață. Știe cineva lucrul ăsta? Nu știe nimeni, dragii mei, doar știm să vorbim lucruri rele. De multe ori cei care nu dăruiesc, cei care nu-L au pe Dumnezeu în inimă, sunt cei mai dușmani înverșunați și cei mai criticoși oameni. Și am spus prietenul ăsta al meu, haide și tu, fă și tu, uite, te invit, o dată pe lună măcar, să ai și tu o prezentare, să vezi. Dar nu pot. Păi și atunci de ce vorbești? Hai și tu cu noi, cu mașina, să mergi să încălcăm cărți. Hai să le luăm, hai prin frigul ăsta. Când ne înghețam mâinile, eram 2 inci, încărcam de ne înghețaseră mâinile la... degetele la mâini. Hai și tu și încarcă cu noi. Hai și tu și pune cu noi. Hai și tu lucrează pentru Dumnezeu. Fă și tu ceva pentru Dumnezeu. Păi, dragul meu, eu n-am nimic cu nimeni. Nu sunt aici. Cineva zice, te-am văzut că cerșeai bani. Nu cerșesc bani la nimeni. Eu am o obligație pe care o spune Dumnezeu. Ori de câte ori prezentați cuvântul lui Dumnezeu, faceți apel la toți aceia care vor fi cu inimă sinceră și curată și iubesc pe Dumnezeu, ca și ei să fie părtași ai lucrării și ai planului de mântuire al lui Dumnezeu pentru salvare de suflete. Eu nu cerșesc la nimeni și n-am nevoie ca nimeni să-mi dea mie ceva. Fiindcă eu nu iau pentru mine și nu folosesc. Mie mi-a dat Dumnezeu atât cât am nevoie. Încă mi-a dat Dumnezeu mai mult decât am avut nevoie. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă de fiecare dată. Înțelegeți dumneavoastră? Asta este. Să mergem mai departe. Întrebarea cea mai importantă pentru fiecare a trebuit să fie, corespund eu cerințelor legii lui Dumnezeu? Legea aceea este sfântă, dreaptă și bună. Dorește ca noi să ne comparăm zilnic faptele cu această lege care este marele său standard pentru dreptate, numai pentru examinarea atentă a noastră în lumina cuvântului Dumnezeu putem să descoperim devierile de la regula sfântă a ceea ce este drept și bine. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu putem să vedem dacă deviem, putem să vedem dacă suntem bine. Doar prin importanța care ar trebui să ni se aducă pentru cerințele guvernării legii lui Dumnezeu. Iubirea este principiul care stă la baza guvernării lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Și iubirea trebuie să fie strâns împletită cu viața creștinului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că iubirea este principiul care stă la baza guvernării în cer și pe pământ. Și iubirea trebuie să fie împletită cu viața creștinului. Iubire, dragul meu, nu înseamnă doar aceea, eu cred în Domnul, eu merg la biserică, eu sunt prezent, eu fac lucrul acela. Nu. Și iubirea față de Dumnezeu înseamnă să fie o iubire consecventă față de aproapele tău. Noi vorbim despre darul și zecimi, de aceea discut lucrurile acestea în această dimineață. Când tu nu participi în nicio formă la salvarea de suflete, tu nu ai iubire de Dumnezeu. Nu pentru mine. Dacă cineva nu dorește să dea pentru tipărit de cărți la stăjerul, dați-i în altă parte sau implicați-vă în lucrarea lui Dumnezeu. Dar de multe ori suntem atât de
dezgârciți față de lucrarea lui Dumnezeu. Încât mă duc, mi-aduc aminte că m-am dus odată cu soția să dai 7 euro pe un cartof să satisfaci o poftă. Îi ziceam soției, de-abia aștept să vină în Torrejón să se deschidă fiesta ca să mănânc cartofi copți la horno, patatas frito a la horno. Și acolo la cuptor erau cartofi copți la cuptor de cărămidă pe lemne, care puteam să-l faci acasă, dar mi se părea mie că nu e ca ăla de acolo. Și era un cartof spintecat pe jumătate, copt, dar era mare așa, și în el acolo se băga, eu nu mâncam pește sau carne, ce mâncau alții, eu îi spuneam să pună acreală, castraveți sau varză sau nu știu ce și cu ce s-a amestecat acolo și amestecam. Și mă duceam să dau 7 euro pe un cartof să mănânc și puteam să cumpăr cu 3 euro un sac de 10 kg sau cu 2 euro era de multe ori găsai. Dar ca să satisfaci pofta, ești în stare să dai pe orice. Dar lasă-mă că pentru ce trăiesc pe pământul ăla? Aia nu mănânc, aia nu mănânc. Sunt în stare să mă duc să cumpăr și ce nu face. Și haine și îmbrăcămintele multe ori care nu-mi trebuie. Dar ca să dai pentru lucrarea lui Dumnezeu sau să tipărești o carte, acolo nu e, domne, acolo e hoție, acolo e minciună, acolo nu e aia, acolo nu e cealaltă, acolo nu e nimic, acolo nu este de niciunele. Acolo nu se poate. În vacanță m-am dus, mi-aduc și am spus soției că nu mă mai duc niciodată. Într-un timp mă duceam cu nevastă mea, plecam prin Benalmadena, Alicante, Valencia și așa mai departe. Ne duceam în vacanță și ne-am dus pentru câteva zile în vacanță și am plătit 500-600 de euro să mănânc. Că numai diavolul m-a luat de cap, că nu-i mai zic dracu că apoi se supără iar cineva, să mă duc să plătesc, să dorm într-un pat acolo la hotel și să mănânc cartofii prăjiți, vinete prăjite, roșii și salată, că acasă nu puteam să mănânc. Dar vezi, Doamne, că eu m-am dus la hotel de 4 stele, dar eu am mâncat acolo, eu n-am fost ca altul sau ca altul. Și de multe ori când cineva făcea un apel la mine ca să dau ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu dădeam, că eram zgârcit, eram îndrăcit. Înțelegeți dumneavoastră? De fiecare dată mi se părea că, păi stai să vezi, da, de ce să-i dau, da, dacă cu tare, da, nu știu, că e cu tare, că e hoție, că e minciună, că e... De fiecare dată era câte ceva. Și apoi am zis, dar de ce să nu dai o lucrare lui Dumnezeu? Dar acolo pentru mine, sau de exemplu pentru mașină, de multe ori, soția mea zice, nu mi-ai lua, mă scuzați de expresie, o lingerie intimă. Pentru mine n-ai niciodată bani, dar pentru mașină ai de fiecare dată bani. De fiecare dată o lingerie intimă pentru soție costa 5 euro, dar ca să fac mașina de fiecare dată la o lună, două de zile sau când era, am băgat și 10.000 și 7.000 și 16.000 de euro în mașină și 1.500 și 800 și de fiecare dată când strângeam banii mă duceam și băgam sau schimbam mașina. Sau... Pentru aia nu. Pentru aia niciodată nu era restricție, pentru aia niciodată nu era nimica, pentru aia, aia era prioritatea și Dumnezeul meu și așa mai departe. Încolo nu era absolut nimica. Așa facem de fiecare dată. Pentru Dumnezeu nu se poate, pentru lucrare nu se poate, zecimile le mănâncă hoții, zecimile trebuie să meargă la săraci, zecimile... Nu, dragii mei, Dumnezeu spune, săracii au fost tot timpul printre voi. Partea lui Dumnezeu, partea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, zecimile și darurile lui Dumnezeu și pentru săraci aveți timp, aveți de unde, de multe ori avem prea mult, mâncăm și ne îmbuibăm, de multe ori când ne place ceva, în loc să mănânc o jumătate castron, mănânc unul, mai pune și pe al doilea, în loc să mănânc două felii de pâine, mănânc patru felii de pâine și mănânc până pleznesc, fiindcă noi avem mai mult, din care am putea să împărțim și cu cel sărac și cu cel nevoiaș de lângă noi. Dar nu facem lucrul acesta. Ne e frică că murim de foame, ne e frică de sărăcie, ne e frică de ziua de mâine, ne e frică nu știu de multe ori cum putem să mai trăim pe pământul acesta din cauza lucrurilor acestora. Nu știu.
Dar noi spunem că suntem credincioși lui Dumnezeu, noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu, noi spunem că Dumnezeu este de partea noastră, noi suntem de partea lui Dumnezeu, dar viața noastră este diferită de tot ceea ce face. Spune că iubirea Domnului Hristos nu este spasmodică, ci este adâncă, largă și deplină. Cel care o are nu va spune, îi voi iubi eu pe cei care mă iubesc. Inima care este sub influența acestui principiu sfânt va fi ridicată deasupra a tot ce este de natură egoistă. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu? Inima care este influențată sau care este sub influența acestui principiu sfânt va fi ridicată deasupra tot ce este de natură egoistă. De ce nu mai merge lucrarea lui Dumnezeu? Fiindcă suntem egoiști. Fiindcă suntem zgârciți. Fiindcă suntem răi. Fiindcă toate lucrurile pleacă din răutate. De înălțare de sine, mândrie. De aceea nu mai merge lucrarea lui Dumnezeu. Avem bani pentru orice, dar pentru lucrare nu avem. Avem timp pentru orice, dar pentru lucrare nu avem. Avem timp pentru orice, dar pentru studiu nu avem. Avem timp pentru orice, dar pentru a trăi cu Dumnezeu și a avea experiență cu Dumnezeu, nu avem timp pentru nimic. Avem timp pentru filme, avem timp pentru muncă până crăpăm, avem timp pentru distracții, pentru plimbări, avem timp pentru orice. Avem bani pentru distracții, pentru plimbări, pentru telefoane, pentru internet, pentru Netflix-uri, pentru vacanțe, pentru orice, dar pentru lucrare nu. Fiindcă inima noastră nu este influențată de principiul Domnului Iisus Hristos care ne ridică peste orice natură egoistă. Marta Moisa, bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu avem. Noi spunem că suntem credincioși lui Dumnezeu, dar noi nu avem nimic cu Dumnezeu, dragii mei. Un om al lui Dumnezeu să rețină partea lui Dumnezeu și lucrurile lui Dumnezeu nu are nimic cu Dumnezeu. Nu vă fie frică că Dumnezeu binecuvântează golul de unde ați dăruit. Dumnezeu binecuvântează golul de unde ați dăruit. Priviți, verificați, cercetați. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Frica vă ajută să luați decizii neraționale, neconvenționale, nesfinte. Încrederea în Dumnezeu te ajută să iei decizii în care nu există frică, nu există teamă, nu există nimica care să fie neconvențional planului lui Dumnezeu. Fricoși, spune Dumnezeu, n-au ce căuta împărăția lui Dumnezeu. Fricos de ziua de mâine, fricos de foame, fricos de moarte, fricos de nu știu ce, fricos, 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 fricos de nu știu ce. De fiecare dată ne stăpânește frica. Grija. Și Dumnezeu zice, îngrijiți-vă, nu vă îngrijorați. Îngrijiți-vă, nu vă îngrijorați. Domnul să ne dea înțelepciune să facem ceea ce este drept. Eu am pus pe Dumnezeu la încercare și l-am văzut pe Dumnezeu cum lucrează. Puneți-L și voi pe Dumnezeu la încercare. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Probați-L. Nu așa de dragul de a-L proba și a arăta că noi suntem nu știu ce. Probați-L pe Dumnezeu să vedeți. Din dragoste și din bunătate. Legământul mântuirii. Să nu crezi că drumul care urcă este greu, iar drumul care coboară este ușor. Pe întregul parcurs al căii ce duce la moarte există dureri și pedepse, necazuri și dezamăgiri, avertismente care te previn să nu mergi înainte. Mulți dintre noi credem că e mai ușor să urci decât să cobori. Eu vă spun că pentru mine e mai ușor să urc decât să cobor.
În foarte multe situații am urcat, fie într-un pom, fie pe o casă, fie într-un pod, fie oriunde. Mai ușor să urc decât să cobor. Alții spun nu, că e ușor. Eu de urcat urc, de cobor, cobor mai repede. Poate când urci un deal, te dor picioarele. Dar când cobori, ai ocazia să alunești și să ți le frângi. De aceea spune Dumnezeu, e mai bine să urci, chiar dacă sunt dureri, chiar dacă sunt necazuri, chiar dacă sunt suferințe, chiar dacă sunt pedepse, chiar dacă sunt dezamăgiri, chiar dacă sunt avertizmente care te previn să nu mergi înainte. Că stai Caterina, pacea Domnului. Este, într-adevăr. Dar căderea este mai mare decât coborârea. Decât urcarea, scuzați-mă. Eu m-am urcat odată, mi-aduc aminte, când eram copil într-un copac. M-am urcat. A fost Anastasia Andronic. Bine ați venit cu noi în această dimineață. M-am urcat într-un copac, dragii mei. Și m-am urcat, a fost puțin mai greu. Dar dintr-o dată s-a rupt o creangă cu mine. Și m-am făcut așa ca scoaba. M-am adus așa, cu picioarele așa aproape la cap, așa și cu fundul înainte. Și am coborât până în jos. Când am dat cu fundul de pământ și cu spatele, am crezut că acolo mor. Binecuvântarea Lui Dumnezeu a fost că de la căderea de care am avut-o de sus, de la 30 de metri, a aplanat crengile și loveam în fiecare creangă și nu a fost chiar atât de rău. Iar odată am avut o experiență, era o creangă din asta călie, cum se zice, nu era nici verde, nici uscată și era răsucită puțin așa. Și noi când eram copii aveam obiceiul că ne puneam, Matei Gheorghiță, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Și când eram copii ne puneam cu picioarele pe pomă așa și ne țineam de crengile alea și ne trăgeam de ele să ne urcăm în sus. Și dintr-o dată s-a rupt o creangă din aceea și am dat cu spatele de pământ și am rămas fără respirație. Binecuvântarea Lui Dumnezeu care a fost sora mea cu mine și îi făceam ca să-mi dea în spate. Și mi-a dat că mi se oprise respirația. Deci, dragul meu, căderea unei morți față de Dumnezeu și a morții veșnice, de multe ori nu se face de la înălțime. Și de multe ori se face de locuri joase. Noi de multe ori credem că putem să cădem de sus, de sus. Am căzut de la 30 de metri, dar n-am avut nimic. A fost dureros, dar nu mi s-a întâmplat nimic. Și am căzut de la o distanță de un metru aproape. Hai, un metru și ceva poate, n-a fost mare. Și era să mor. Noi credem de multe ori că păcătuirea împotriva Lui Dumnezeu este aceea doar idolatrie, doar crime, doar curvii, doar și așa mai departe. Le enumerăm noi de fiecare dată. Într-adevăr că poți mai repede să te întorci de la lucrurile acelea, dar de multe ori căderile noastre și păcătorii împotriva Lui Dumnezeu este reținerea zecimii care e de la o distanță mică, de un metru de pământ. Sau poate mai mică, de la reținerea darurilor Lui Dumnezeu, care e de la o distanță mai mică, pe care noi o considerăm că nu e păcat de moarte. Dar eu era să mor de la un metru, nu de la 30 de metri. Da, dragii mei, de aceea, Cătălin Popovici, bine ați venit cu noi în această dimineață, de aceea noi oamenii, de multe ori, ajungem să devenim răi, egoiști, de aceea nu invităm pe nimeni la mesele noastre, în casele noastre, de aceea nu ne vizităm, de aceea nu ne sunăm, de aceea nu vorbim, de aceea îi desconsiderăm pe cei săraci, de aceea de multe ori suntem în felul acesta datorită că suntem zgârciți și răi. De aceea ajungem în situația aceasta. Și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa, dragii mei, iubirea lui Dumnezeu a făcut ca această cale să fie dificilă pentru aceia care sunt neascultători și încăpățânați și își provoacă singur distrugerea. Este adevărat că drumul lui Satana este făcut să pară atrăgător, dar totul este o amăgire.
Drumul lui Satana poate să pară atrăgător. Lasă, vezi de treabă. Cum spune cineva, îl văd pe cineva pe internet care mereu postează lucrurile acestea. Pot să-i dau și numele că știu că nu se supără și nu-l vorbesc de rău. Fiecare face cum vrea. Are un nume care e pus Nicu Veșnicu. Ha, hoților, 10.000 de... Trebuie să meargă la sărași, trebuie să meargă la văduve, la construcție de biserici, că 10.000 e desfințată de Dumnezeu, că 10.000 nu mai este valabilă. E o minciună. Că nu că 10.000 era decât în Vechiul Testament și în Noul Testament. Este o minciună. Dumnezeu nu a spus că a desfințat sistemul zecimilor. Zecimile care s-aducea din roadele pământului. Oare numai poporul Israel să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru dăruire și pentru viață? Noi nu? Oare Evanghelia lui Dumnezeu nu mai are nevoie de sprijin și de ajutor astăzi decât poporul Israel? Păi, dragul meu, dacă a fost decât pentru poporul Israel, înseamnă că mântuirea nu e pentru tine. E mântuire decât pentru poporul Israel. Pentru tine nu este. Păi aia nu e valabilă, că nu e pentru mine. Cei din afară spun că sabatul a fost pentru evrei și nu pentru noi. Noi spunem că zecimile n-a fost pentru noi și a fost pentru evrei. Noi spunem că aia n-a fost pentru noi, a fost pentru evrei. Aialaltă n-a fost pentru noi, a fost pentru evrei. Aialaltă... Păi atunci ce mai e pentru noi, dragul meu? Pentru noi nu mai este nimic. Absolut nimic. Pentru noi nu mai este nimic. Că unii dintre noi venim și spunem acum, păi stai, domne, că dacă tot luăm cu zecimile și luăm cu celelalte, cu darurile, că să vezi că a fost pentru evrei, atunci de ce nu facem circumciziunea? Păi da, Sfânta Scriptură spune, nu mai puneți o sarcină asupra lor și învățați-i să se ferească de animalele sugrumate, de animalele jertfite idolilor și de curvie. Dumnezeu a scos din ecuație lucrul ăsta. Dar să vezi că noi trebuie să avem sărbătoarea corturilor la fiecare, pe urmă să avem sărbătoare la fiecare lună nouă, la fiecare cutare lucrul acesta. Dumnezeu le spune poporului Israel, asta e pentru voi, pentru popor, dar pentru cei care vor fi poporul spiritual al Dumnezeu, spune că de fiecare dată trebuie să se facă lucrul acesta. Pe pământul cel nou, la fiecare lună nouă, la fiecare așa se va face. Dar noi nu citim. Noi citim decât ce vrem noi. Nu, domnule, noi trebuie să facem asta. Noi trebuie să facem cealaltă. Noi ne apucăm din nou să ținem anumite sărbători pe care Dumnezeu le-a scos din ecuație, că unele dintre ele au fost personal pentru ei. Dar nu, noi le vedem pe toate. Noi le vedem cum vrem și în ce fel vrem. Aici spune, păi atunci din ce bani se mai face evaluizare și salarii pentru păstori, întreținerea bisericii. Gabriel Tăbăcaru, știu că a zis că dumneavoastră nu sunteți adventist, că vreți să încheiați legământ cu Dumnezeu. Zecimea nu este a păstorilor. Zecimea este a lui Dumnezeu. Din zecime trebuie să se plătească toți aceia care lucrează în via lui Dumnezeu. Acolo Sfânta Scriptură spune că slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie plătiți din zecimile lui Dumnezeu. Nu vorbește despre păstori. Slujitorii lui Dumnezeu sunt evangheliștii, misionarii, sunt laici, sunt profesori de religie. Maria Mustață, bine ați venit cu noi în această dimineață. Sunt medici, misionari, evangheliști care lucrează pe o medicină naturală și curată înaintea Dumnezeu. Soțiile slujitorilor care slujesc pe Dumnezeu și lucrează în a ajuta pe soții lor cu normă întreagă, trebuie să fie plătite la fel. Misionari voluntari care lucrează pentru Dumnezeu. Nu este zecimea pastorilor, nu este pentru asta. Pentru întreținerea bisericilor trebuie să se facă din daruri, ci nu din zecimi. Înțelegeți dumneavoastră? Cuvântul lui Dumnezeu spune că întreținerea bisericii, construirea de biserici și așa mai departe, nu trebuie făcută din zecimi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă așa spune cuvântul lui Dumnezeu, eu rămân la acest scris. Dar se întâmplă de multe ori ca zecimile să nu fie folosite nici la construcție de biserici
și să fie folosite în scopuri în care nu ar trebui folosite nici odată. Și e un păcat. De exemplu, cât am locuit la Madrid, 20 de ani de zile, acolo se făcea declarație de rentă la Hacienda, la agenția tributară sau nu știu cum îi zice în România, habar n-am, la taxe și impozite, ceva de genul ăsta, nu știu. Sau ANAF-ul care este asta, nu știu care este situația, habar n-am, se făcea declarație pe venit. Și acolo făceai declarație pe venit și dacă tu plăteai mai mult decât trebuia să plătești la sfârșit de an când depuneai declarația, statul trebuia să-ți dea înapoi. Și păstorii și unii membri, dar păstorii învăța pe membrii bisericii că membrii bisericii să pună declarație de rentă și să vină la biserică, la păstor, să le dea adeverință la mână că ei au dat daruri, au donat bisericii zecimi pentru ca statul să le dea înapoi. Nu poți să faci lucrul acesta. Fiindcă zecimea nu este o donație, să faci ce vrei cu ea. Zecimea este o parte a lui Dumnezeu și spune că tu să nu ai niciun venit după zecimile lui Dumnezeu. Să n-ai venit, să nu le reții, să nu le folosești în scopuri în care nu-s după voia lui Dumnezeu. Păi stai puțin, adică eu am dat zecimea la adunare, apoi eu declar că este ca donație, ca mie să-mi dea statul înapoi. Și am zis de multe ori, de ce facem lucrul acesta? Fiindcă nu este normal să facem lucrul acesta. Lasă că și pe noi statul ne înșeală. Nu. Noi nu băgăm aici înșelătoria statului și mecherea statului cu zecimile lui Dumnezeu, după care noi să avem câștig. Da, dar dacă tu depui declarație de rentă și îți dă că tu ai donat la biserică atâta, iei zecimea și o dai bisericii și ai rezolvat problema cu Dumnezeu. Băi, da, ce bine rezolvăm noi cu Dumnezeu treburile. Plătim, folosim, luăm, mai dăm și la Dumnezeu, mai rămâne și la noi și uite așa ne-am spălat pe mâini și ne-am spălat de păcate, prin declarații, prin plată. Sau, de exemplu, se făcea odată o declarație și spunea că medicii adventiști care lucrează în spitale, ei pot să se ducă să muncească sâmbătă dacă îi cheamă, dar banii de pe sâmbătă, dacă lucrează 4 sâmbete pe lună, să-i dea bisericii și atunci ei nu vor fi vinovați înaintea lui Dumnezeu, fiindcă ei lucrează voluntar. Păi, dar tu nu lucrezi voluntar, dragul meu. Tu te duci ca să nu te dea afară de la servici. Nu că ești tu atât de darnic încât să dai tu banii, că dacă ți-ar zice că te dă afară sau nu ar fi problemă de sabat, nu ai mai face lucrul acela. Înțelegeți, noastră? Noi trebuie să avem mare grijă, dragii mei. Noi trebuie să avem mare grijă că cu Dumnezeu nu ne jucăm și nu facem ceea ce vrem noi. Spune că drumul, este adevărat că drumul satana este făcut să pară atrăgător, dar totul este o amăgire. Suntem atrași, suntem mințiți, ni se pare că totul este frumos, se poate că dacă lucrezi sâmbătă poți să dai zecime la, să dai parte la Dumnezeu, se spune că dacă faci lucrul acela și depui o declarație, tu poți să îți speli păcatele înaintea lui Dumnezeu, așa facem de fiecare dată înaintea lui Dumnezeu și credem că gata, noi ne-am curățit, noi facem ca Pilat. Eu nu sunt vinovat cu nimica. Și în fața poporului s-a spălat pe mâini, a luat ștergarul și s-a șters. Eu mă spăl de sângele nevinovat al Domnului Iisus Hristos. Pentru mine nu este nicio vină. Fiindcă eu m-am spălat cu apa declarației, cu banii care i-am dăruit că am lucrat în sabat, m-am șters cu ștergarul necredinței și eu nu-s vinovat absolut de nimic înaintea lui Dumnezeu. Nu e așa, dragii mei? Nu-i așa? Așa de ușor ne spălăm pe mâini de multe ori, crezând că toate lucrurile acestea, Selarul Gheorghe, nu voi citi în această dimineață, dacă aveți vreo întrebare de pus, după amiază la orele 16, la orele 4 după amiază, avem ora întrebărilor. Veniți acolo cu întrebarea dumneavoastră, toți aceia care doriți și ne vom întâlni la ora 16, la ora întrebărilor. Acolo acceptăm întrebări care le vom răspunde în lumina cuvântului lui Dumnezeu.
după amiază, la orele 16. Drumul poate să fie stâncoș și urcuș, abrupt, la stânga și la dreapta, poate să fie prăpastie pe parcursul călătoriei noastre, poate că vom fi nevoiți să trudim. Iar când vom fi obosiți și vom dori cu disperare odihnă, vom fi nevoiți totuși să mergem înainte. Când vom simți că ne prăbușim, când vom simți că ne prăbușim, vom fi nevoiți să luptăm. Iar când vom fi descurajați, vom fi nevoiți să sperăm. Dar în cele din urmă, călăuziți de Hristos, vom ajunge cu siguranță în patria cerească mult dorită. Domnul Hristos însuși s-a străbătut calea aspră înainte de noi și a netezit cărarea pentru picioarele noastre. Cugetări pe Muntele Fericirilor, la pagina 139-140. Da, ora României, Gabriel Tăbăcaru. Ora României, ora 16. Deci, dragii mei, Domnul Iisus a mers înainte. Chiar dacă de fiecare dată simțim durere, oboseală, întristețe, întristare, noi trebuie să luptăm. Calea a fost netezită, Domnul Iisus a mers înainte. Dacă vei continua să faci binele, vei fi condus prin această lume a durerii și strădaniei la glorie, cinste și viața veșnică. Să-L ai pe Dumnezeu în inima ta și El să fie mai presus de orice și nu trebuie să te temi de nimic. Biblia este o lumină pentru aceia care se află în întuneric, în așteptarea unei vieți veșnice fericite, păstrată pentru aceia care vor răbda până la sfârșit. Tu vei găsi o putere înălțătoare, forța de care ai nevoie pentru a te împotrivi răului. Fii statornic în ceasul încercării și la sfârșit vei câștiga o cunună care nu se poate vesteji. Deci, dragul meu, mergi înainte, mergi până la capăt, nu da înapoi, nu dispera, nu te descuraja, nu privi la drumul lui Satana, că el poate să fie înșelător. Tu mergi înainte, mergi cu credință, luptă cu credință, iubește-L pe Dumnezeu, respectă-L pe Dumnezeu, onorează-L pe Dumnezeu, dă-i lui Dumnezeu ce este al Dumnezeu și El se va îngriji. Ai nevoie de călăuzire de sus. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și El nu îți va trăda niciodată încrederea. Dacă vei cere ajutor de la Dumnezeu, nu vei cere în zadar. Ca să ne încurajeze să avem încredere, El vine lângă noi prin cuvântul Său și prin Duhul Sfânt și caută în mii de feluri să ne câștige încrederea. Dar nimic nu găsește mai mare plăcere decât în a-L primi pe cel slab care vine la El pentru a primi putere. Dacă vom avea inima și glas să ne rugăm, cu siguranță El va avea o ureche care ascultă și un braț care să ne salveze. Deci Domnul Iisus Hristos, Alex Medan, pacea Domnului, nu te-am mai văzut de mult, frate. Ne bucurăm că ești cu noi în această dimineață. Deci noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să căutăm cu atât mai mult să ne întărim chemarea și alergarea noastră. Căci dacă facem lucrul acesta, nu vom aluneca niciodată. Niciodată. Noi nu vom aluneca dacă vom asculta de Dumnezeu. Și spune că în adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată documentul cu asigurarea voastră de viață. Nu este o poliță de asigurare a cărei valoare o va încasa altcineva după moartea voastră, ci este o poliță care vă asigură vouă o viață care se măsoară cu viața lui Dumnezeu, viața veșnică. O, ce asigurare, ce speranță! Să spunem lumii că noi suntem în căutarea unei patrii mai bune, o patrie cerească. Păi cum să spunem noi lumii când noi nu o căutăm? Cătălin Popovici spune, am luat jumătate de când cer ajutorul fraților. Am o lună jumătate de când cer ajutorul fraților și bisericii creștine, că nu mai pot de durere, de m-au judecat pe întrebările, ajutați-vă cu cât puteți să pot începe tratament de care am nevoie, mii de mulțumit. Cătălin Popovici, copiii lui Dumnezeu sunt îndemnați de Dumnezeu ca toți aceia care cer ajutor, trebuie să fie și cercetați. Fiindcă nu te poate ajuta nimeni, nu sunt împotriva ajutorului și nici împotriva ta. Nu te cunosc, nu te știu cine ești. Tu pe mine m-ai văzut, eu pe tine nu te-am văzut. Înțelegi? Dar atâtea cazuri care se întâmplă, oamenii sunt reticenți.
Fiindcă nu poți să ceri ajutor pe internet și pe la nu știu cine, domnule, uite că trebuie să cep un caz, că mă simt de durere. Lucrurile astea nu sunt de încredere și nu se face lucrul acesta. Dacă ești cu adevărat bolnav, o să încercăm, dar să ne dai adresa sigură, să vedem unde locuiești, să trimitem pe cineva de la biserica noastră ca să verifice cazul, să cerceteze și apoi să stăm de vorbă. Că degeaba cineva odată zice, păi uite, am nevoie de ajutor, că sunt bolnav, n-am ce să dau la copii, am avut două capre, mi-au murit și nu aveam lapte la copii și când colo frații s-au ridicat și au ajutat și după ce a ajutat, pe urmă m-a sunat pe mine că are nevoie de ajutor și am vorbit cu cineva, frate Cătălin Popovici, doveți medicale pot să aduc și eu, nu vă condamn, nu... Poate să fie și adevărate că n-am nimica. Dar eu dacă vă aduc dovezi medicale că sunt bolnav, plin de boale din cap până în picioare, o să mă credeți. Înțelegeți? Trebuie să verificăm, să vedem dacă este adevărat. Fiindcă mulți înșeală. Și vă spun, când s-a făcut lucrul acesta și s-a dus acolo, în momentul când s-a dus, omul era la mol, se distra bine, cu plase, cu aur la gât, cu, și așa mai departe. Nu poți să-i ceri unui om pe care nu-l cunoști. Dumnezeu zice ca să faci lucrul acesta să-l ajuți. Dar nu poți să faci nici așa, hai da, domnule, gata, pusă-i pe internet, apelai la toți, mă ajutare, că cerui ajutor fraților, că acum să vă spun eu, dumneavoastră, Cătălin Popovici, de exemplu, dumneavoastră puteți, că eu știu pe cineva care zicea, pacea Domnului, frate Liviule, uite, noi suntem frații în Domnul, Domnul să vă binecuvânteze, vreau și eu să mă ajutați, dar de unde? În momentul când i-am zis că nu pot să-l ajut, m-a luat la înjurături. Păi, dar tu nu ești frate. Sfânta Scriptură spune, eu spun ce spune Sfânta Scriptură, ca să ajut pe un om care e cu adevărat bolnav, care este și credincior lui Dumnezeu, se teme de Dumnezeu, păi... Cătălin Popovici, te poate ajuta omul, dar trebuie să verificăm, să vedem, fumezi, bei, consum cafele, care e viața ta, care este, că, de exemplu, eu am avut un vecin care îl ajutam foarte mult, venea la mine de fiecare dată și ani de zile l-am ajutat, că mi-a părut rău că am zis, domnule, e sărac, că și eu am fost sărac și știu ce înseamnă să fii sărac, ca să poți să treci prin situații de astea și ai nevoie de ajutor. Vecine, dăm și mie o cană de ulei, dăm și mie o cană de zahăr, dăm și mie varză, dăm și mie cutare, dăm și mie cutare și așa mai departe. Vadim, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și așa mai departe. Și când am citit cuvântul lui Dumnezeu, zic, băi, eu nu fac bine ceea ce fac. Eu îi dădeam ulei, îi dădeam și bani, de multe ori îi dădeam și cutare și ea pe fiecare dimineață fugea la magazin, lua sticla cu bere, lua pachetul cu țigări, lua cafeaua lor și așa mai departe. Păi zic, stai o țără, dragul meu, eu te ajut și așa mai departe. Sau când dumneavoastră ziceți Cătălin Popovici că de 10 ani mă chinui prin spitale, așa, și vă pot trimite actele și adresa. Păi dacă sunteți bolnav, statul nu acordă o pensie sau un ajutor că sunteți bolnav. Dacă sunteți atât de grav și vă chinuiți de 10 ani de zile, eu știu că statul dă o pensie de handicap, de boală sau de tot felul de lucruri. Oricum, o să discutăm. După ce terminăm, o să discutăm. Dacă va fi nevoie, trebuie verificat, trebuie, înțelegeți dumneavoastră, că se întâmplă de multe ori ca asta. Dacă sunteți de acord să se trimeată, uite, eu, de exemplu, o să mă angajez să vedem ce putem face și să trimitem pe cineva să se facă o expertiză la casa dumneavoastră, la familia dumneavoastră, să vedem situația. Trebuie întrebați vecinii, trebuie întrebat la primărie în sat, trebuie discutat să vedem viața dumneavoastră, trăirea dumneavoastră și multe alte lucruri. Deci suntem de acord și poporul Dumnezeu este îndemnat să ajute. Dar nu putem așa, că se întâmplă de multe ori să cazi într-o capcană din asta, care
Dom'le, cineva spune, dom'le, da, ajută. Dar Dumnezeu spune, fă cei tineri să ducă să muncească, femeile tinere să se căsătorească, alții fac câte 4-5 copii care nu se ocupă de ei și zice, dom'le, da ce, că Dumnezeu zice că să dai la copii să... Da, dar când ți-ai făcut copii, Dumnezeu ne învață și ne dă înțelepciune că dacă nu suntem capabili să ne creștem copiii, noi trebuie să nu-i aducem pe lume, nu să mă duc să avortez. Dar nu să stau toată ziua ca prostul, cu femeia în pat și să mă apuc să fac copii. Dumnezeu ne-a lăsat timp când să ne împreunăm, Dumnezeu ne-a lăsat timp când Ion Nicolaescu, bine ați venit cu noi în această dimineață. Perioade în care nu toată ziua noi credem că gata, Dumnezeu a lăsat ca bărbatul să împreune, că nici câinele și nici pisica nu se împreună tot timpul. Au și o perioadă lor și ar trebui să știm fiecare anumite lucruri ce să facem și să avem înțelepciune. Lucrurile acestea ar trebui să fie o educație care trebuie adus înaintea oamenilor care nu cunosc, oamenilor săraci, oamenilor nepregătiți, oamenilor necultivați și needucați și printre noi și așa mai departe. Noi suntem învățați de lucruri. Nu, domne, cât îți dă Dumnezeu, fă-i. Păi așa spune Dumnezeu, păi ți-i dă Dumnezeu. Nu Dumnezeu te ia și te bagă acolo și te pune cu femeia în pat toată ziua să stai hâța-hâța și să nu te mai gândești la alte lucruri. Lasă că fac copii, că iau alocație, că iau pensie alimentară sau că iau nu știu ce ajutor, când se termină ăștia, rămâi într-o sărăcie lucie. Nu. Dumnezeu ne-a dat minte. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune ca toate lucrurile să le facem. Dumnezeu zice, când te apuci de o casă sau de un lucru, fă-ți bine socoteala, ca nu cumva să rămâi cu ea neterminată și apoi să ajungi de rușine și de bajocura oamenilor și așa mai departe. Și cu copiii, când îi aduci pe lume, trebuie să-ți faci niște socoteli și cu lucrurile și cu sănătatea și cu toate celelalte trebuie să facem. Într-adevăr că noi trebuie să ne ridicăm și să dăm o mână de ajutor celor din jurul nostru atunci când este nevoie și să-i sprijinim. Dar trebuie văzut dacă lucrurile sunt așa. Trebuie văzut, dragii mei. Acum vine cineva pe internet să ridică, domne, gata, ajută-mă că de un an de zile trimit acte. Păi eu vă spun că am întâlnit un preot care nu era preot, avea o legitimație într-adevăr de preot, s-ar putea fi fost până la urmă și preot, cerșea în Madrid. Și când m-am dus eu în Spania, avea o poză cu un copil care era la reanimare cu furtune. Apoi, pe traseul pe unde mergea el, am fost schimbat vreo 3 ani, 4 ani de zile și după 3-4 ani de zile m-am întâlnit cu el în Coslada, acolo la gară, era cu aceeași poză. Și zice, uite, vă rugăm să ne ajutați, avem pentru o donație, pentru un băiat care este așa, un copil, este la animale. Și m-am dat lângă el și am zis, măi băiete, să nu te supăra pe mine. Acum 4 ani de zile când m-am întâlnit cu tine în El Poso, era cu aceeași poză în mână. Și zice, du-te bă de aceea, du-te și vezi de treaba ta, lasă. Văzuși tu repede, băgași tu de seamă. Păi normal că văzui. Păi dacă tu mi-ai prezentat acum 4 ani, păi zic, copilul ăla n-a mai crescut, a rămas în aceeași situație după 4 ani de zile. Și așa că, Nico, nu te supăra pe mine. Trebuie să verificăm. Dacă, Cătălin Popovici, dacă vrei să se facă o expertiză la fața locului, atunci vom vede. Ne interesăm, ne dai adresa de unde ești, o să sunăm și la primărie, o să trimitem pe cineva de la biserică să verifice și atunci se poate discuta sub alte forme. Putem să intervenim, facem un apel pentru ajutorare, se strânge ceva, dar numai în forma aceasta. Numai în forma aceasta, fiindcă de multe ori internetul a ajuns un canal de hoție și de multe lucruri care nu sunt la locul lor. Înțelegeți dumneavoastră? De minciună și de multe lucruri. Trebuie verificat lucrurile acestea și făcut. Deci nu sunt împotriva acestor lucruri, dar trebuie verificate și făcute lucrurile acestea. Am luat această decizie ca ori de câte ori cere cineva un ajutor, trebuie verificat. Trebuie verificat. Că de multe ori ne plimbăm cu capra și cu iada pe la toate și peste tot. Nu. Așa ceva nu se poate. Îmi pare rău, nu se poate. Nu se poate, dragii mei. Și dacă ne poți spune din ce biserică faci parte, Tino Cino, bine ai venit cu noi în această dimineață. Deci dacă ne spui din ce biserică faci parte,
că tu ai zis pacea Domnului, fraților, că de multe ori folosim cuvântul acesta, pacea Domnului, doar pentru anumite lucruri. Spune-ne din ce biserică faci parte, dă-ne un număr de telefon de la prezbiterul din care faci parte, păstorul care este acolo și putem să stăm de vorbă. Doar în felul acesta vom face. Hai să mergem mai departe. Așa. A ascultat cu adevărat. Cartea de Deuteronomul ar trebui să fie studiată cu atenție de cei care trăiesc astăzi pe pământ. Ea conține un raport al instrucțiunilor date lui Moise pentru a le da mai departe copilul lui Israel, în ea este respectată legea. Lui Israel i-a fost repetată legea de multe ori, pentru ca perceptele ei să nu fie uitate. Trebuia să fie păstrată înaintea poporului și mereu înălțată, onorată. Părinții aveau datoria să le citească legea copiilor și să-i învețe cuprinsul ei rând cu rând. Percept cu percept și în ocaziile de adunările publice, legea trebuia să fie citită în atenția întregului popor. Deci, vedem noastră, legea lui Dumnezeu și perceptele legii lui Dumnezeu trebuie citite și aduse înaintea poporului de fiecare dată, înaintea părinților, înaintea copiilor și așa mai departe. Și spune, de ascultarea de lege depindea prosperitatea lui Israel. Dacă aveau să fie ascultători, legea avea să le aducă israeliților viața. Dacă erau neascultători, moartea. Dacă Israel ar fi ascultat de îndrumările date de Moise, niciunul dintre cei care au plecat din Egipt nu ar fi căzut în pustiu, pradă bolii și morții. Ei erau conduși de o călăuză sigură. Domnul Hristos însuși le promisese că îi va conduce în siguranță în țara promisă dacă ei aveau să asculte de îndrumările sale. Deci dacă vom asculta de Dumnezeu, noi nu vom cade pradă bolilor și morții în lumea aceasta. Dumnezeu zice, cum vorbim mai devreme, să întoarcem înapoi partea Lui, dar acum vine timpul în care Dumnezeu spune că să ascultăm prin întoarcerea aceasta. Doi la mână. Dumnezeu zice să nu vă duceți la vraci, să nu vă duceți la vrăjitori, să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților și așa mai departe, cei ce vorbesc și fac tot felul de lucruri și de vrăjitorii. Nu vă duceți. Câți dintre dumneavoastră în perioada aceasta post-pandemică, în perioada aceasta de ciumă care a bântuit pământul, l-ați ascultat pe Dumnezeu? Hai să zicem că a trecut această perioadă, acum a venit altceva. E gripa aceasta care se abate pe pământul acesta. Câți dintre noi ascultăm de Dumnezeu? Sau câți dintre noi îl lăsăm pe Dumnezeu la o parte și fugim repede la farmacie? Câți dintre noi, în loc să ascultăm pe Dumnezeu, să mâncăm sănătoși ceea ce trebuie, dar noi nu ascultăm și fugim la farmacie, fugim la medici, la medicamente și băgăm cu pumnul? Câți dintre noi? Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că ei nu vor cade uciși de boli în pustiu și nici ei nu vor cade pradă bolii și morții. Câți dintre noi în timpurile acestea facem acest lucru? Câți dintre noi ascultăm de Dumnezeu? Câți dintre noi ne dedicăm viața lui Dumnezeu? Câți dintre noi, fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, facem spre slava lui Dumnezeu? Câți dintre noi? Câți dintre noi? Da, dragii mei, câți dintre noi facem lucrul acesta? Spune că dacă Israel ar fi ascultat de îndrumările date prin Moise, niciunul dintre cei ce au plecat din Egipt nu ar fi căzut în pustiu pradă bolii. Câți dintre noi, dacă am ascultat de Dumnezeu când am plecat din lumea aceasta, n-am cade pradă bolii și morții? Credința care duce la mântuire nu este o credință ocazională, nu este un simplu consimțământ intelectual, ci este o credință rădăcinată în inimă, care îl primește pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, cu asigurarea că El poate să-i mântuiască în mod desăvârșit pe toți cei care vin la Dumnezeu prin El. Deci credința
care duce la mântuire nu este credință ocazională. Aia o cred, ailaltă nu o cred. Astăzi cred, mâine nu cred. Sau acum cred, mai târziu nu mai cred. Dacă tu crezi că El îi va mântui pe alții, dar nu te va mântui pe tine, aceasta nu este o credință adevărată. Dar dacă sufletul se bazează pe Domnul Hristos ca fiind singura speranță de mântuire, aceasta este credința adevărată. Credința aceasta îl determină pe cel care, care o are să își îndrepte toate simțămintele inimii spre Domnul Hristos. Gândirea lui este sub controlul Duhului Sfânt, iar caracterul lui este modelat după chipul divin. Credința lui nu este o credință moartă, ci o credință care lucrează prin dragoste și îl conduce să contemple frumusețea Domnului Hristos și să ajungă asemenea caracterul divin. Domnul Dumnezeu îți va tăia împrejur inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Acela care are iubirea lui Dumnezeu revărsată larg în inima sa va reflecta curăția și iubirea care există în Iehova și pe care Hristos le-a reprezentat în lumea noastră. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inima sa nu are nicio vrăjmășie față de legea lui Dumnezeu, ci ascultă de bună voie de toate poruncile. Aceasta înseamnă să fii creștin. Acela care are o iubire supremă pentru Dumnezeu, îi va iubi și pe semenii săi care îi aparțin lui Dumnezeu atât prin creație cât și prin răscumpărare. Iubirea este plinirea legii și este datoria fiecărui copil al Dumnezeu să asculte de poruncile lui. Legea lui Dumnezeu, care este sfințenia desăvârșită, este singurul adevărat standard al caracterului. Iubirea este exprimată în ascultare și iubire desăvârșită desăvârșită în lătură frica. Noi trebuie să avem în toate aspectele iubire față de Dumnezeu. Iubire față de Dumnezeu. Cinstește pe Domnul Dumnezeul tău. Cum trebuie să-L cinstim noi pe Dumnezeul nostru? Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele vor fi pline de belșug și teascurile tale de vor geme de must. Acest cuvânt din Scriptură ne învață că Domnul, ca dătător al tuturor bunurilor de care ne bucurăm, are o cerință de la noi toți, că această cerință sa trebuie să fie pe primul loc pentru noi și că toți cei care o vor onora vor avea parte de o binecuvântare deosebită. Noi trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu din tot venitul nostru, din tot câștigul nostru pe pământul acesta. Spune că tot ce avem este al Domnului și noi răspundem înaintea Lui pentru felul în care folosim ce ne-a dat. Din felul în care folosim fiecare bănuț se va vedea dacă îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine și orice și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Banii au o mare valoare pentru că ei pot face mult bine. În mâinile copilului Dumnezeu ei sunt hrană pentru cei flămânzi, băutură pentru cei însetați și îmbrăcăminte pentru cei egoiști. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dragii mei, că noi să dăm darul și zecim din roadele pământului, din averile tale, din venitul tău și din grânarele tale. Dar aici bine meseriași așează că bănuții, Domnule. Toată treaba e de bănuți. Păi dar dacă Dumnezeu spune că să dai zecim din veniturile tale și din rodul pământului, mă duc să le duc o plasă de ceapă, un sac de cartofi, o plasă de morcovi, roșii, castraveți, mere, pere, să vedem le primesc ca să fie hrană în casa lui Dumnezeu. Unii dau din belșugul lor și nu simt nicio lipsă. Ei nu practică tăgăduirea de sine pentru cauza lui Hristos. Ei dau în mod liber și din toată inima și au totuși tot ce le poate dori sufletul. Dumnezeu vede aceasta. Faptele și motivele care le determină sunt notate de El și acești oameni nu își vor pierde răsplata. Dar cei care nu au mai puține mijloace materiale nu trebuie să se scuze că ei nu pot face atât de mult ca alții. Fă ce poți tu. Renunță la un lucru fără care poți trăi și oferă bani pentru cauza lui Dumnezeu. La fel ca văduva. Dăruiește cei doi bănuți.
În felul acesta, tu dai, de fapt, mai mult decât cei care dau din prisosul lor și vei vedea cât de bine te simți când renunți la tine pentru a da celui în nevoie, când oferi pentru adevăr și îți strângi astfel o comoară în ceruri. Da, dar și astăzi, că noi dacă, de exemplu, poate unii dintre noi, Gabriel Tăbăcaru, nu avem bani, poate unii dintre noi avem roadele pământului. Dumnezeu zice că copiii săi, poporul său, să lucreze pământul și din roadele pământului să dea zecim și darul lui Dumnezeu. Poți să ai și un bănuț, că și pe timpul acela exista aur, exista argint, exista monedele care erau într-adevăr. Ele veniseră de la romani, dar problema este că Dumnezeu a rânduit ca din roadele pământului a 10-a parte să se dea. Dar auzi ce spune Dumnezeu, că și săracii trebuie să dea înaintea lui Dumnezeu și cu toții trebuie să dăm înaintea lui Dumnezeu. Să nu credem că dacă eu sunt sărac, eu nu pot să dau și decât ăla bogat. Păi da, la Dumnezeu nu-și cere cât are bogatul. Bogatul are 10.000 de lei și trebuie să dea 1.000 de lei, tu ai 100 de lei și trebuie să dai 10 lei. Nu e același lucru. Și fiecare trebuie să dea înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi oferă fiecărui om o șansă în viața aceasta să treacă și prin sărăcie și prin bogăție. Dumnezeu îi oferă săracului un timp în care să facă bogăție, ca să nu se scuze înaintea lui Dumnezeu că el n-a dat că a fost sărac. Sau bogatului să zică că el n-a putut, că el a fost împietrit din lucrurile acelea, îi oferă și sărăcie. Dar depinde de noi oamenii, de multe ori, cum folosim aceste lucruri în scopul lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu ne-ar ajuta și pe noi săraci să avem mai mult și pe cei bogați să fie mai puțin, dar de multe ori noi suntem o piedică în calea planului lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. De multe ori se întâmplă ca să fii sărac, fiindcă îți place să fii sărac. Da, dragii mei, am văzut familii sărace. Și hai să vă dau un exemplu, nu judec pe nimeni. Dar să fii sărac, să stai într-o cămăruță și un antreu mic și tavanul în casă să fie atât de curbat încât am intrat la ei în casă și trebuia să stau la colțul camerei, fiindcă nici nu puteam, că trebuia să stau cu capul așa, și nici așa n-aveam loc, că loveam cu spatele de sus de acolo. Problema nu e asta, că poate n-ai, e sărac, treci prin situații grele. Dar dacă tu ești sărac și nu ai de niciunele, s-a dus fetele și a cumpărat plasmă pe care poate eu nu mi-aș fi permis-o. Plasmă pe care eu nu mi-aș fi permis-o. Calculator și lucruri pe care poate eu nu mi le-aș permis, care aveam bani, poate să le iau, dar eu aveam alte priorități și alte planuri. Săracă care pe fiecare aproape duminică fripturi, cafele, băuturi, muzică, distracții, chefuri, baruri, restaurante, discoteci. Și acum eu te întreb, dragul meu, ai putea să revii din starea în care te afli? Păi ție îți trebuie plasmă? Eu, de exemplu, plăteam la Digi 11 lei pe lună abonamentul. Și apoi a venit și internetul și cu tot cu internet, cu telefonul meu și al soției, plăteam 60 de lei, 67 de lei pe lună, plăteam cu toate, fiindcă internetul aveam nevoie pentru transmisii și nu îmi permiteam. Dar înainte aveam decât telefonul, care plăteam 11 lei pe lună. Păi această femeie care era cu familia și erau săraci, plăteau 150 de lei, 1,5 milioane pe lună, cu antenă parabolică, cu telefon fix, cu canale de televizor. Păi zic, măi, nu te supăra pe mine. Păi tu n-ai ce mânca, tu te îndatorezi, venea de fiecare dată și ne-a bani împrumut ca să-și plătească internetul, ca să-și plătească telefonia, calculator, plasmă, internet și lucruri. Dragii mei, nu știu de multe ori atât suntem săraci de minte, încât mai bine răbdăm de foame, mai bine răbdăm de frig în loc să ne îmbrăcăm și în loc să facem ceva, răbdăm de un confort în care ar trebui să avem o viață chipzuită și curată înaintea lui Dumnezeu, dar noi de multe ori folosim banii și resursele pe care ni le dă Dumnezeu și binecuvrarea lui Dumnezeu în alte lucruri, mai bine să ne scăldăm în sărăcie și în prostie decât să ne ridicăm din starea în care ne aflăm. E foarte greu lucrul acesta.
E foarte greu lucrul acesta să fii înțelept. Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură că și cine n-are înțelepciune, înțelegeți noastră, s-o ceară de la Dumnezeu. Gabriel Tăbăcaru spune, sărac cu mașină, eu lucrez în Anglia, dar nu-mi iau televizor, nu că nu îmi permit. Foarte bine. Eu nu privez la televizor, fiindcă nu că nu îmi permit și nu vreau. În primul rând, n-ai ce învăța de la un televizor, doi la mână să plătesc televiziunea aiurea. N-am nevoie de ea. Nu-mi trebuie. Ce să văd? Filme de crime, filme de dragoste și de despărțire și de curvii, știri care arată numai babe violate și copii hărțuiți și tot felul de lucruri, spaimă, teror. N-am, mie nu trebuie așa ceva. Singurul lucru pe care îl folosesc în casa mea este internetul, că îl folosesc pentru lucrări misionare. Restul nu mă interesează. Chiar dacă zice cineva, dar nu vrei să știi știrile cât ce se întâmplă în lumea aceasta, dar nu mă interesează. Eu vreau să trăiesc momentul, eu vreau să trăiesc viața, vreau să trăiesc în pace cu Dumnezeu. Când va veni necazul și problema și peste mine, va veni. Atunci voi suporta și lucrul acela. Până atunci, deocamdată, eu vreau să trăiesc în pace și liniște. Vreau ca viața mea să fie liniștită cu Dumnezeu. La unii Gabriel Tăbăcaru le ia televizorul, la unii le ia internetul, la unii le ia multe, multe. Sunt lucruri care ne ia timpul pe care ar trebui să ne bucurăm de el. Eu unul când am timp liber, mă duc și lucrez pământul, am plantat cu soția pomii, am plantat zmeură, acum trebuie să plantăm niște nuci, am vorbit să plantăm niște agrișe, ne ocupăm de pământul pentru primăvară, că trebuie să cultivăm, trebuie să montăm solarul, trebuie să pregătim pentru cartofi, pentru recolte și toate alea. N-am treabă. Și mă simt foarte bine, aer curat, liniște, pace și bucurie. Noi trebuie să ne ocupăm. Dacă suntem sărași, trebuie să și muncim pământul. Dacă trecem prin lucrurile acestea, trebuie să ne dedicăm și timp pentru a face ceva. Dar dacă stai așa, păi fraților, da, uite că de exemplu nu am nimica. Viorel, i-am zis, Viorelul îl cheamă, da? Să mă uit înapoi să vedem. Și zice așa, da, Cătălin Popovici. Păi nu mai este, n-am mai zis nimica. Nu știu dacă mai este aici. N-am mai zis nimica. A trecut din gură. În momentul când vrei să faci ceva pentru oameni și vrei să verifici anumite lucruri, oamenii nu mai zic. Că, domne, că am acte, că am cotare, nu mai. De multe ori putem să fim și bolnavi, că nu muncim, că nu facem, trebuie să facem și ceva. Păi, deci pe mine mă doare o mână de aici, din cot, de multe ori atât de rău mă doare și atât mă ustură, dar toată ziua muncesc, că n-am ce să fac. N-am ce să fac. Mai muncesc cu stânga mai mult, mai trag cu dreapta mai încet, în loc să o strâng mai mult împing și fac de fiecare dată câte ceva. Și eu sunt bolnav și pe mine mă doare o mână și pe soția o doare spatele, alaltele a trebuit să ridic ceva greutate, m-a durut spatele de am crezut că nu mai mă pot mișca și lucrez. Deci trebuie să facem ceva, dragii mei. Hai să mergem mai departe. Dacă acum ce poți și pentru că lucrezi cu Hristos, mâna ta va fi deschisă ca să oferi și mai mult, iar Dumnezeu îți va umple mâinile pentru ca minunata comoara adevărului să poată fi primită de mulți, El îți va da ca să poți să dai și altora. Mântuitorul nostru ne amintește de păsările celui care nici nu seceră, nici nu, care nici nu seamănă și nici nu seceră și nici nu strâng, nici îngrânare și totuși Tatăl Cerele hrănește. Apoi El spune, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum crescând de pe pământ, ei nici nu torc, nici nu țesc, totuși vă spun că nici chiar Solomon, toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu poți să te încrezi în Tatăl tău ceresc? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Prețioasă făgăduință, nu ne putem încrede în ea? Nu putem avea încredere absolută știind că acela care a făcut făgăduința este credincios? Te îndemn stăruitor să-ți lași credința tremurândă și să se prindă din nou de făgăduințele lui Dumnezeu. Lasă-te cu toată greutatea pe ele cu o credință neșovăitoare, pentru că ele nu vor da greș. Nu
pot să dea griji. Noi trebuie să facem ceea ce spune Dumnezeu. Haideți să trecem la contractul zecimii. Așa l-au trecut aici, așa, contractul zecimii, domne. Contractul zecimii. Haideți să vedem ce spune. Acela a cărui inima arde de iubire pentru Domnul Hristos va privi nu numai ca datorie, ci și ca o plăcere să ajungă la înaintarea celei mai înalte și mai sfinte lucrări încredințate omului. Lucrarea de a înfățișa lumii bogățiile bunătății ale minei și adevărului. Păi da, eu înțeleg pe cei care au scris aici, dar aș vrea și eu să văd dacă tot ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu pentru mine și dacă pentru mine este o datorie și o plăcere, să ajutăm la înaintarea celei mai înalte și mai sfinte lucrări, lucrarea de a înfățișa lumii bogățile și bunătățile ale minei și ale adevărului. Unde se face, dragii mei? Haideți, dragii mei conducători, aș vrea să văd și eu unde se face această lucrare. Aș vrea și o lucrare aceasta să o văd pe care o faceți prin darurile și zecimile pe care Dumnezeu vi le dă. Clădiri? Aia nu e lucrare Dumnezeu și nu se vestește nimic. Pentru timpul acesta, clădirile nu salvează suflete. Instituții, cum spuneam și data trecută, care n-au nicio legătură și nicio valoare cu Dumnezeu. Nimic! Aia nu e cauza lui Dumnezeu. Cauza lui Dumnezeu este vestirea adevărului și a Evangheliei până la marginea pământului. Ca orice suflet să audă, să se teamă de Dumnezeu, că-și va veni ceasul judecății lui Dumnezeu. Omul să se pocăiască, să cunoască calea, adevărul, viața și moartea. Aceasta este cauza lui Dumnezeu. Spiritul lăcomiei face pe oameni să păstreze pentru a satisface o satisfacere egoistă, mijloacele care de fapt îi aparțin lui Dumnezeu și spiritul acesta este o scârbă pentru el, așa cum a fost și atunci când prin profetul său îi mostra cu asprime pe cei din poporul său zicând: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te înșelăm? Cu zecimile și darurile de mâncare sunteți blestemați câtă vreme să căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Spiritul dărnicie este spiritul cerului. Faptele Apostolului 338-339. Acum haideți să venim la timpurile noastre. Frații noștri folosesc de multe ori acest citat pentru a-i sensibiliza sau a-i speria pe oamenii care nu dau daruri și zecimi. Se cade ca să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Nu se cade ca noi să fim reținători de darurile și zecimile lui Dumnezeu. Nu se cade ca noi să fim înșelători. Dar eu acum pun o întrebare, poate să ajungă până la conferința generală. Nici nu-mi pasă și nici nu mă interesează ce crede. Se cade ca voi, conducători ai bisericii, să înșelați pe Dumnezeu cu darurile și zecimile Lui? Se cade ca voi să folosiți darurile și zecimile Dumnezeu în scopurile dorite de voi? Să folosiți darurile și zecimile lui Dumnezeu în cumpărare de acțiuni la fabricile de muniție și armament? Se cade ca darurile și zecimile lui Dumnezeu să fie folosite în spitale unde se practică avortul, unde se practică folosirea de medicamente, unde se practică nelegiuirea? Se cade ca voi să-L înșelați pe Dumnezeu, care a trebuit să lucrați cu normă întreagă și predicați 4 zile pe săptămână, dintre care 2 ore sau 3 ore la o biserică unde vă duceți și să luați banii degeaba pe care sunt munca unui lucrător cu normă întreagă? Se cade ca voi, conducători, să înșelați pe Dumnezeu din darurile și zecimile Lui prin construcții de biserici care n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, mastodonți și clădiri? Se cade ca voi să înșelați pe Dumnezeu din darurile și zecimile Lui prin schimbarea de mobiliere, de gresie și de faianță și lucruri care nu vă convine și când vă convine și cum nu vă convine? Vi se cade vouă ca să înșelați pe Dumnezeu din darurile și zecimile Lui prin nefăcând lucrarea lui Dumnezeu? Unde este lucrarea de evangelizare? Vi se pare vouă normal să înșelați pe Dumnezeu din darurile și zecimile Lui prin televiziune și radio care
prezintă de multe ori vinul Babilonului și lucrarea ecumenică, întreb și eu. Cum voi întrebați pe membrii bisericii că îl înșeală pe Dumnezeu fără să dea, că nu vă mai dau vouă și banii merg în lucrarea Dumnezeu, e altă treabă. Vă întrebăm și noi pe voi, că nu numai voi aveți dreptul să ne întrebați pe noi. Vă întreb și eu pe voi. Este drept ceea ce faceți voi? Întreb și eu. Dacă cineva poate să-mi dea un răspuns. Dumnezeu își revarsă darul din abundență asupra noastră, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Dragii mei, și aici îmi spune mie că sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul întregime. Și eu aș putea să spun acum, și pentru popor că va fi blestemat cât timp va căuta să-l înșele pe Dumnezeu, fără să-și facă datoria față de lucrarea lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că blestemați vor fi conducătorii care bajocoresc și folosesc darurile și zecimile lui Dumnezeu în scopurile afară de planul lui Dumnezeu. Blestemați vor fi conducătorii și păstorii care fac apeluri pentru strângerea de daruri și zecimi doar pentru scopuri egoiste și personale, pentru satisfacerea luxului și dorințelor lor. Blestemat nu va fi doar omul de rând, și blestemat va fi tot poporul întregime, spune Dumnezeu. Luați și citiți în Maleac, dragii mei, Maleac 8, 3, 8, 9. Tot poporul întregime, nu numai membrii. Noi facem lecțiunea doar pentru membrii, că dacă nu-și dau zecimile, vor fi blestemați. Blestemat va fi și cel care folosește darurile și zecimile lui Dumnezeu în scopuri nevrednice. Toate binecuvântările pe care le avem vin prin Domnul Hristos. Prin urmare, nu ar trebui să ne însuflețim și să ne facem datoria față de Dumnezeu, de care depinde pentru viața noastră, depindem pentru viața și sănătatea și pentru binecuvântarea câmpului, a recoltelor și a vitelor, a turmelor și a viilor noastre. Avem asigurarea că dacă dăruim pentru visteria lui Dumnezeu, vom primi iarăși de la El, dar dacă reținem bunurile noastre, El își va reține binecuvântările de la noi și va trimite un blestem asupra necredincioșilor. Înțelegeți dumneavoastră? Deci, dragii mei, adică blestemat va fi acela care va reține lucrul acesta și spune că va trimite un blestem asupra celor necredincioși. Dumnezeu va trimite blestemul și asupra celor care nu dau, dar Dumnezeu va trimite blestemul și asupra celor care nu le folosesc cum trebuie. Să nu creadă conducătorii sau cei care primesc darurile și zecimile lui Dumnezeu că le folosesc în scopurile lor. Să nu creadă cineva că dacă la străjerul se dăruiesc bani pentru lucrarea lui Dumnezeu și eu îi voi folosi în alte scopuri decât scopul lui Dumnezeu, că eu voi fi scutit de blestemul lui Dumnezeu. E valabil și pentru mine, e valabil și pentru păstori, e valabil și pentru conducători. Nu doar pentru cei care nu dau. Dacă unul rupe din binecuvântarea pe care a dat-o Dumnezeu și te mete la străjerul pentru lucrarea lui Dumnezeu și dacă eu o folosesc în alt scop decât scopul pe care Dumnezeu l-a rânduit, să nu cred că eu voi fi scutit de blestemul lui Dumnezeu. Nu vorbim doar pentru cei nu dăruiesc, ci vorbim și despre cei care primesc.
Și multe ori nu interesează, e doar în cod de blestemul lui Dumnezeu și de cuvântul Dumnezeu care spune lucrul acesta. Dar mai devreme sau mai târziu, fiecare om va plăti toate facturile înaintea lui Dumnezeu și încă cu dobândă. Nimeni nu va fi scutit de lucrul acesta. Dumnezeu a spus, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Ce perspectivă minunată ne prezintă El în binecuvântările făgăduite. Cine poate îndrăzni să-L înșele pe Dumnezeu în zecimi și daruri când există o astfel de făgăduință? Cum? Cine poate îndrăzni să-L înșele pe Dumnezeu în zecimi și daruri când există o astfel de făgăduință? Păi da, voi de ce-L înșelați pe Dumnezeu în daruri și zecimi? Voi pentru ce vă luați salariile și nu vă faceți lucrarea lui Dumnezeu? Voi pentru ce folosiți darurile și zecimile lui Dumnezeu în ceea ce nu trebuie? Întreb și eu. Pentru ce plătiți păstorii care nu lucrează în câmpuri albe? Știți ce spune Sfânta Scriptură și ce spun mărturiile și Spiritul Profetic? Că un păstor, un slujitor al Evangheliei, nu neapărat păstor, că i-au schimbat cu pastori. Fiindcă cuvântul păstor a fost introdus. Dar acolo spune păstori, adică slujitori ai Evangheliei. Nu pastori pe care noi îi considerăm astăzi pastori. Fiindcă cuvântul pastor a fost introdus. Și spune așa, dragul meu, că un păstor care nu lucrează în câmpuri albe, să nu fie plătit din zecimile lui Dumnezeu, să fie destituit din funcție. Și hai să vă mai spun ceva. Că mi se pare că l-am amintit înaintea noastră și sigur l-am amintit. Un păstor care mănâncă carne, să nu fie de încredere, să nu se ceară sfat de la el și să nu fie plătit din zecimea lui Dumnezeu. Opa! Păi când atâta făgăduință avem, cât atâta făgăduință avem, cum putem noi, dragii mei, cum putem noi să facem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu? Cum îndrăzniți voi să faceți lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu? A, pentru voi nu este lucrul acesta. E pentru tot poporul în întregime, spune cuvântul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu prin sistemul de zecime este minunat și simplitatea și în echitatea lui. Toți îl pot adopta cu credință și curaj deoarece este de origine divină. În el sunt închinate simplitatea și utilitatea și nu este nevoie de o studiere aprofundă pentru a-l înțelege și explica. Toți au posibilitatea să simtă că pot lua parte la înaintarea prețioasei lucrări a mântuirii. Vreau să vă știu aceea lucrare a mântuirii. Am vorbit cu pastorul de la lucrarea misionară, de la conferință, de la Uniune, și am spus că e nevoie ca să ne ajute și pe noi în lucrarea lui Dumnezeu, ca să putem să avansăm lucrarea lui Dumnezeu și să tipărim niște cărți. Păi de la atâția membri, de la 10.000 de membri, din darurile și zecimile lui Dumnezeu, s-au aprobat pe anul următor sau pe anul în curs 70 de euro pentru lucrare misionară. Mă bufnește râsul, dar vine să și plâng. Păi asta este avansarea cauzei lui Dumnezeu? Zecimile și darurile pentru Dumnezeu sunt pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, pentru lucrarea și planul de mântuire. Nu ca să stăm închiși în uniuni și în conferințe, nu să predicăm o dată pe săptămână într-o biserică, nici măcar să facem vizite la frați.
Darurile și zecimile lui Dumnezeu sunt pentru slujitorii Evangheliei care lucrează și sunt plantatori de biserici. Pentru cei care duc solia și vestea Evangheliei mai departe. Vă rog, dragii mei conducători, fiți corecți, fiți onești și nu mai mințiți poporul. Voi care înșelați pe Dumnezeu, voi care mințiți pe Dumnezeu, vă mințiți pe voi înșivă și îi mai mințiți și pe alții. Învățați-i pe oameni să se pocăiască, să se teamă de Dumnezeu și cu sinceritate și cu dragoste și iubire față de Dumnezeu nu vor avea nicio reținere să aducă darurile și zecimile Dumnezeu la picioarele voastre. Făceți-vă datoria și lucrarea la care v-a chemat Dumnezeu și toți își vor aduce și Dumnezeu va pune pe inima celor credincioși să-și dea darurile și zecimile la picioarele voastre. Dumnezeu spune, hai să vă spun eu ce spune Dumnezeu, blestemul celor care conduc și nu-și fac lucrarea prin darurile și zecimile care sunt ale lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, vi s-a îngroșat grumazul de grăsime. Voi retrage de la voi binecuvântarea pământului și binecuvântarea mustului. Voi face să duceți lipsă și cămările să vă fie goale și să nu aveți niciun rod în cămările voastre, spune Sfânta Scriptură. Datorită nelegiuirilor și învățăturilor mizerabile și închinarea idolatră și apostată pe care o trăiți și o prezentați înaintea unui popor fără cunoștință de Dumnezeu. Nu-i așa, dragii mei? Ne gândim doar la ce vrem noi, nu la ce spune Dumnezeu. Hai să fim onești, să fim sinceri cu noi, să fim sinceri și cu cei din jurul nostru. Când îi certăm pe cei din jurul nostru, să ne cercetăm pe noi întâi, ca cearta aceasta să vină întâi la noi, să vedem cum este. Și apoi să discutăm. Dumnezeu zice cu dragoste să ridici pe cel căzut. Nu să-i aduci blestemat ești. Citiți Hristos Lumina Lumii și spune tot poporul era considerat de Dumnezeu, de conducători pe timpul poporului Israel, ca niște blestemați. Dacă nu vor aduce roadele, vor trăi sub blestemul, sub groaza lui Dumnezeu, sunt lepădații societății, vor fi dați afară din temple, de la serviciile divine, vor fi pleava societății și îndepărtați. Gabriel Tăbăcaru spune, scuzați că spun, dar azi păstorii își permit mașini foarte scumpe, Dacia Logan nu mai e la modă, spun ceea ce văd. Aia nu e o problemă, frate. Eu n-am treabă cu mașina lor, n-am treabă cu viața lor, n-am treabă cu averea lor, fiindcă unii dintre ei, într-adevăr, au primit, eu cunosc păstori care au primit mașină de la cineva, eu cunosc păstori care sunt frați care îl îmbracă, îi cumpără haine scumpe, nu de la pantofi de piele, costume scumpe, îi cumpără haine, îi dă bani pentru... Nu e o problemă, eu nu vorbesc de lucrurile acestea. Eu n-am treabă cu averea nimănui, n-am treabă cu serviciul nimănui, cu salariul nimănui, cu mașina lui, cu câștigurile lui, cu cont. Eu nu vorbesc despre asta. Eu vorbesc despre nedatoria pe care noi nu vrem să o facem față, sau care nu o facem față de Dumnezeu și față de semeni. Eu vorbesc despre blestemul pe care ar trebui să-l luăm asupra noastră a tuturor, nu asupra unora și asupra la nu. Noi nu aruncăm blestemul și datoria asupra unora și noi facem ce vrem. Noi condamnăm pe unii că nu fac, dar noi facem invers decât ceea ce cere Dumnezeu. Eu nu despre asta vorbesc, nu despre celelalte. Fiecare face ce vrea cu averea lui, fiecare face ce vrea cu banii lui. Noi vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu, despre darurile lui Dumnezeu, despre venitul și îndatorile pe care sunt ale lui Dumnezeu, nu ale noastre. Nu ale noastre, dragii mei. Nu ale noastre. Eu nu am treabă cu asta. Poate să aibă și Logan, poate să aibă vilă cu 10 etaje, e treaba lui. Că eu vă spun noastră că nu neapărat din salariul de pastor are mașini și are cutare. Că poți să fii și un om sărac, eu am văzut oameni săraci care au un salariu modest, s-au împrumutat săracii prin bancă, și-au luat casă, și-au luat mașină și toată viața plătesc la ele și așa mai departe. Înțelegeți noastră?
Eu știu că ele nu ai spune despre modestie, dar sunt timpul în aceste zile în care trebuie să ai și alte lucruri, frate, că nu poți. Dacă n-ai o mașină, nu te poți deplasa. Și eu vă spun sincer, eu mai bine prefer să iau o mașină de asta mai veche străină decât să iau o Dacia, că nu-mi convine. Fiindcă o Dacia într-un an, doi, putrezește tabla pe ea și cade pe drum, și mai bine îți cumperi una străină, că de multe ori ajunge și e mai ieftină o mașină străină decât una, un Logan care este din țara ta. Asta nu e o problemă, frate. Nu e o problemă de condamnare. Și aia nu înseamnă că nu ești modest. Dacă ai o mașină străină, nu ești modest. Modest înseamnă să mergi cu Dacia, adică mergem cu carul, cu boi, ca să fim modești. Nu la aia se referă Dumnezeu. Modestie înseamnă să ne facem datoria față de Dumnezeu și față de semeni în maniera pe care o cere Dumnezeu. Să fim dispuși să răspundem atunci când ni se cere socoteală, să fim dispuși să ne deschidem mâna față de cei care au nevoie, să fim dispuși să prezentăm adevărul, lumina care trebuie, să folosim și să fim administratori ai lucrării Dumnezeu și a bunului Dumnezeu în forma pe care o cere Dumnezeu. Da. La asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Planul lui Dumnezeu prin sistemul de zecime este minunat și simplitatea și etichetarea lui. Toți îl pot adopta cu credință și curaj. Și curaj. Deoarece este de origine divină. Orice bărbat și orice femeie și tânăr poate deveni un trezorier pentru Domnul și un agent care să satisfacă cererile adresate acestei trezorerii. Apostolul spune fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Prin intermediul acestui sistem sunt realizate obiective mărețe dacă toți l-ar adopta. Fiecare ar deveni un trezorier vigilent și credincios pentru Dumnezeu și nu ar fi lipsă de mijloacele prin care să fie dusă mai departe marea lucrare de a transmite lumii ultima solie de avertizare. Mărturii, volumul 3, pagina 388-389. Nu e o problemă asta. Că noi trebuie să fim. Dar ce se fac cu darurile și zecimile lui Dumnezeu? Câtă lucrare se face cu darurile și zecimile lui Dumnezeu? În ultimii ani de zile, că n-am nimic cu păstorii, nu-i judec. Fiecare face ce vrea și fiecare va da socoteală înainte de Dumnezeu. Membrii se duc și aduc oameni la credință și ei decât botează. Atât. Ei știu decât să boteze, ei decât să dea cina, dar scrie undeva că decât pastorul trebuie să boteze? Scrie undeva că decât prezbiterul trebuie să dea cina? Decât pastorul să dea cina? Spune cumva că decât pastorul trebuie să predice? Pastorul trebuie să lucreze în câmpul real. Asta spune Dumnezeu. Se face oare lucrarea de înaintare a Evangheliei prin darul și zecimii? Nimic. Nimic. Nimic nu se face. Dacă n-ar mai fi independenții care lucrează, moarte clinică, totală. Noi investim bani în programe, în sărbători, în Crăciun, în Anul Nou, în moșgerile, ziua femeii, ziua mamei, ziua bunicii, ziua străbunicii, ziua copilului, vacanțe, tabere care alea ar trebui să fie după voia Dumnezeu și nici alea nu sunt, și multe alte lucruri. Căutați mai întâi aceia care îl cred pe Hristos pe cuvânt și își predau ființa lor, purtării sale de grijă și viața lor, ca el să conducă, vor afla pace și liniște. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Domnul Iisus îi înveselește cu prezența sa. În supunere desăvârșită este o dihnă desăvârșită. Domnul zice celui cu inima tare, tu îi chezăsuiești pacea, dă pacea, da, pacea, căci se încrede în tine. Viața poate părea încurcată, dar predându-ne înțeleptului maestru lucrător, el va scoate de acolo viața și un caracter model spre mărirea lui și caracterul care ajunge să se asemene cu caracterul slăvit al Domnului Hristos va fi primit în paradisul lui Dumnezeu. O omenire nouă va umbla împreună cu el în alb, căci este vrednică.
Exemplele de adevărată pocăință și umilință pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu evidențiază un spirit al mărturisirii în care nu există nicio scuză pentru păcat și nicio încercare de îndreptățire de sine. Apostolul Pavel nu a încercat să se apere. El își descrie păcatul în cele mai întunecate valori fără a încerca să-și atenueze vinovăția. El spune, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădea și eu votul împotriva lor. Ce făcea Apostolul Pavel? A primit putere de la preoți, cei mai de seamă. Și când erau osândiți, își dădeau votul. Astăzi, ce fac preoții cei mai de seamă? Ce fac conducătorii cei mai de seamă? Îngăduie putere de moarte. Își dau votul împotriva celor care lucrează pentru Dumnezeu. Cine sunt cei mai mari vrăjmași ai poporului Dumnezeu? Preoții, conducătorii, păstorii. Aruncăm blestem asupra oamenilor, dar ei trăiesc în blestem. Ei cer la oameni zecim și darul ca să nu cadă blestemul peste ei, dar ei folosesc darurile și zecimile Dumnezeu pentru blestem și nu pentru binecuvântare, pentru risipă și nu pentru a strânge cu Dumnezeu. Și spune că i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădea în toate silințele ca să-i fac să hulească. De multe ori de ce hulesc oamenii pe Dumnezeu? De multe ori de ce oamenii nu mai vor să dea zecim și daruri la visteria casei lui Dumnezeu? Din cauza conducătorilor. Citiți și vedeți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Calea către Hristos la pagina 41. Și în Timotei, 1 Timotei 1:15. În pornirea mea nebună împotriva lor îi prigoneam până și în cetățile străine datorită conducătorilor care îmi dăduseră puterea. El nu a ezitat să declare căci Domnul Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși dintre cel care din tâi sunt eu. Inima zmerită și zdrobită, supusă printr-o pocăință adevărată, va înțelege iubirea lui Dumnezeu și prețul Golgotei și va fi plin de recunoștință ca un fiu care își mărturisește vina înaintea unui tată iubitor. Tot așa cel care se căiește cu adevărat va aduce toate păcatele sale înaintea lui Dumnezeu, este scris, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Ascultam zilele acestea, îmi trimite cineva o predică și spune, frate Liviule, te rog frumos, asculți această prezentare să vezi ce spune acest păstor. Și vorbea că în biserică, în mijlocul bisericii, sunt Hristoși mincinoși, sunt profeți falși. Și spunea, hotărâți-vă cui vreți să dați. Zecim și darul, ăla care predică pe internet, ăla care nu știu ce se crede, nu, că trebuie să aduci la casa Bisericii Dumnezeu ca să nu fii blestemat. Alege odată cui vrei să slujești ori cu ei, ori cu aia, că nu vei fi mântuit dacă nu faci lucrul acesta în biserică. Așa spune Dumnezeu? Să căutăm să aruncăm o cară asupra oamenilor? Păi dacă oamenii n-ar mai dărui darul și zecim pentru lucrarea lui Dumnezeu, la ce independenți? Ce s-ar face? Nu s-ar face nimic. Nimic nu s-ar face. Nimic n-ar merge. Toate lucrurile ar sta pe loc. De bine, de rău, Evanghelia lui Dumnezeu mai este vestită. Mai este o carte cu puțin dincolo, cu puțin din partea cealaltă. O carte se dăruiește, un cuvânt bun, o predică, o prezentare. Lucrurile merg. Merg încet, dar merg sub călăuzirea lui Dumnezeu. Păi, dragul meu, păi să strâng 7 milioane de euro sau 70 de mii de euro sau 700 de mii de euro și să nu faci lucrarea lui Dumnezeu, să-i ții doar pentru mâncat și pentru foloasele de întreținere, îmi pare rău. Îmi pare rău să spun lucrul acesta. Pentru Israelul lovit de nenorocire există o singură scăpare.
Întoarcerea de la păcatele care aduseseră asupra lui mânia pedepsitoarea celui atotputernic și o întoarcere la Domnul din toată inima. Poporului se dăduse asigurarea, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în mijlocul poporului meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va zmeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ca să obțină acest rezultat binecuvântat, Dumnezeu a oprit mai departe de la ei roa și ploaia până când avea să aibă loc o reformă hotărâtă în Profeți și Regi, pagina 128. Păi dacă bani nu mai sunt la visteria Domnului, de ce, dragii mei conducători, nu mai sunt bani? Că aici voi ați spus acest citat și l-a spus destul de clar. Când voi închide cerul, adică când nu va mai fi bani în visteria Domnului, ce trebuie să faceți, dragii mei conducători? Să-i amenințați pe alți sau să faceți așa și spune că numele meu peste care este chemat numele meu, dacă se vor zmeri, se vor ruga și vor căuta cu fața mea și se va abate de la căile lor rele. Auziți, dragii mei conducători, ce cere Dumnezeu? Și de la unii și de celălalt. Dar aici vorbește când binecuvântarea lui Dumnezeu face ca roa și belșugul pământului și darurile din casa visteriei Dumnezeu nu se datorează doar celor din popor, ci se datorează și celor din conducere. Fiindcă dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu, nu vă opriți decât aici, spune că încetează roa, că poporul meu, dacă va aduce, spune că poporul lui Dumnezeu, preoții și conducătorii timpului acelui, foloseau darurile și zecimile lui Dumnezeu pentru câștig mărșa, pentru venitul lor și pentru multe, multe alte lucruri. Și îl foloseau în scopul acesta. Și spune ca să ajungă conducător, plăteau, au comis crime mari și au făcut multe lucruri ca marele preot să fie pus în funcția la timpul acela când Domnul Iisus Hristos era. Oare astăzi, când se fac alegerile, cum se fac? Știți voi, dragii mei conducători, nu trebuie să spunem mai multe în direct, că știu că aceste lucruri ajung la voi acolo. Cum se dau telefoane, cum se organizează alegerile prin telefon ca să fii președinte de Uniune, președinte de conferință și comitetul, să se aleagă toți ai lor. Știți voi mai multe și știe Dumnezeu toate aceste lucruri pe care voi credeți că nu trebuie făcute public lucrurile acestea. Că dacă aș vrea să aduc dovezi, aș avea multe să le aduc și multe mărturii și mulți martori care aș putea să invit aici în direct și să spună toate aceste lucruri pe care le știți voi destul de bine. De ce roa cerului încetează și binecuvântarea pământului să mai vină? Fiecare suflet are un cer de câștigat și un iad de evitat. Slujitorii îngerești sunt gata să vină în ajutorul sufletului încercat și ispitit. Fiul lui Dumnezeu, celui infinit, a suportat pentru noi încercarea, crucea de pe Golgota, care stă cu claritate înaintea fiecărui suflet, când cazul fiecărui om va fi judecat și va fi și cei pierduți și cei pierduți vor fi trimiși să sufere pentru faptul că l-au disprețuit pe Dumnezeu și au desconsiderat onoarea sa prin neascultarea lor. Nimeni nu va avea scuză și nimeni nu va fi în situația de a fi nevoit să piară. Fiecare a avut posibilitatea de a alege personal cine să-i fie prinț, Hristos sau Satana. În marea încercare fiecare om poate să primească ajutorul pe care l-a primit Domnul Hristos. Crucea este o garanție că nimeni nu trebuie să fie pierdut pentru că a fost pregătit ajutorul abundent pentru fiecare suflet. Păi da, dragii mei, când e vorba despre pocăință, nu le spuneți oamenilor că vor fi pedepsiți dacă nu se vor pocăi înaintea lui Dumnezeu. Că toți care vorbesc împotriva păcatelor și cu privire la pocăință, că noi speriem poporul, că Dumnezeu nu pedepsește, că Dumnezeu nu este ca noi, că noi agităm poporul, că noi mințim poporul, că noi speriem poporul,
că Dumnezeu te primește așa cum ești, nu-i nicio problemă, că noi suntem niște agitatori, cei care lucrăm independenți. Dar când e vorba de zecimi și de daruri, Dumnezeu te arde, Dumnezeu te pedepsește, Dumnezeu te trimite în focul cel veșnic, vei fi lipsit de roa pământului, de binecuvântarea cerului, vei fi lipsit de Dumnezeu. Eu nu sunt împotrivă și nu sunt ca să nu se dea daruri și zecimi. Dar de ce nu-l sperii pe om de ce este drept să se pocăiască și apoi își va da darurile și zecimile cu plăcere? De ce îl sperii pe om numai pentru bani și nu îl sperii de păcat? Fiindcă omul, dacă va fi curățit de păcat, își va da darurile și zecimile înaintea lui Dumnezeu cu dragoste, cu bucurie și cu plăcere. Dragii mei, îmi cer iertare dacă vorbesc aceste lucruri, dar de multe ori nu mai suport mojicia și mizeria cu care sunt aduse anumite lucruri înaintea oamenilor. Când este vorba de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu, spiritul profetic și mărturile sunt aruncate la gunoi și călcate în picioare. Când ies să-i mustre pe conducători, sunt călcate în picioare că folosești spiritul profetic să te ascunzi în spatele lui, că stai să vezi că nu e pentru noi, că e pentru oia, că e pentru ceilalți. Dar când e vorba de colectare de fonduri, când e vorba de bani, când e vorba de daruri și zecimi, atunci căutăm blesteme, venim cu texte, venim cu tot felul de lucruri. Venim cu tot felul de pretenții ca să îi speriem pe oameni, să le spunem că cerul se câștigă doar prin bani. Nimeni nu are dreptul să rețină darurile și zecimile lui Dumnezeu. Dar nimeni nu are dreptul să te amenințe că fără ele nu poți câștiga cerul. Și oamenii trebuie să fie conștienți că chiar dacă le dai din frică și din teamă, nu vei vede cerul, dragul meu ascultător. Dacă pe inima ta nu ai dragoste pentru Dumnezeu, dacă tu nu consideri că tu ai o responsabilitate față de Dumnezeu, că tu trebuie să-i întorci lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, nu vei vede mântuirea niciodată. 3 luni de zile să vorbești doar despre teamă și frica că dacă nu dai zecimile ești blestemat. Mai blestemați vor fi cei care au gândit și au rânduit aceste lucruri după cum au crezut ei. Eu mă voi opri aici, dragii mei, în această dimineață. Și vă doresc în continuare un sabat binecuvântat. Fie că mâncați, fie că beți, fie că gândiți, fie că vorbiți, fie că priviți, fie că faceți orice lucru să fie spre slava lui Dumnezeu. Nu rămâneți doar în odihna de sabat și intrați în odihna lui Dumnezeu. Slăviți-L pe Dumnezeu prin tot ceea ce faceți. Faceți ca Dumnezeu să locuiască în inima voastră. Dacă vreți să deveniți liberi, iubiți adevărul, iubiți mustrarea, iubiți cearta și chiar pedeapsa lui Dumnezeu. Nu vă dați înapoi, nu vă plângeți când Dumnezeu vă pedepsește, fiindcă Dumnezeu pedepsește pe toți aceia pe care îi iubește pentru ca să-i mântuiască și să-i scape din lumea aceasta și din păcatul și din vraja păcatului. Mă bucur, sora Elena Botezatu, că ați fost cu noi în această dimineață. Domnul să vă binecuvânteze și să vă poarte de grijă la toți. Vă doresc tuturor în continuare un sabat binecuvântat și după amiază, dacă Dumnezeu va vrea, la orele 16, orele 4, ora României, ne vom întâlni din nou la străjerul, la ora întrebărilor. Toți cei care aveți întrebări de spus, vă aștept la orele 4. În încheiere, dragii mei, vom asculta o melodie, adică o serie de interpretări de muzică și apoi ne vom despărți. Un colaj de cântări și apoi ne vom despărți prin harul Domnului. Domnul să fie cu noi cu toți până când ne vom întâlni din nou împreună. La revedere, dragii mei!